<laughs> Vreau să fiu primul care îți urează Crăciun. fericit Mulțumesc! Da, da, și mulțumesc că ne-ai primit la tine. Oricând. Da. Ei, e, nu chiar oricând. Nu e chiar oricând Nu Când e chiar și nici oricine, adică sper că. Da, da. Acum o să urmez o salbă de interviuri, toate la Delia, acasă. <laughs> ASMR de... Da, da, de la nuntă. Uh, apropo de asta, vreau să știu ce-ți cântă acum în cap. În momentul ăsta? Da. Cântă cu cu de răsună bucovina. To -to -to. Deci n-a mai rămas nimic din aripioare la grătar. A, trec foarte repede de la una la alta. Da? Suspect. Care ar fi un top 10 de prostii pe care le scoți greu din cap? Uh... Am venit tot felul de... și n-aș zice, trebuie să fie prostii, dar de, de, de fin, nu, să nu definim exact prostia. De. Că nu, 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 nu știu, 80, anii 80, foarte mult anii 80 și de la Manele, Proto Manele, Coco Jumbo. Coco Jumbo. Aia, Coco Jumbo. <laughs> <laughs> da. Put me up, put me down. Da, deci, da, da. și ei sunt La, base, la și ce oră te trezești de. tu? La ș... 90. Și ai vorbit cu un specialist despre asta? Că nu vorbesc cu specialiști pentru că dacă o iau pe panta asta de oameni de specialitate, stau și îngăsesc tot felul de hibe și eu mă simt foarte bine în pielea mea. Consider că n-am niște probleme reale uh, și știu să le mi le rezolv singură. Nu mă duc la specialiști. Da, asta cu Coco Dar... Jumbo, nu știu, adică ți se pare ceva mai grav decât Coco Jambo? Da. Ce? Um, Mi-am adus aminte într-o zi de o trupă care se numește N5 mm. și care este o trupă românească din anii 2000 și care avea o, un refren care era Îți vei aminti cândva ce frumoasă tra, dragostea, nu vei regreta, fetițo Vezi să-ți dau un număr de telefon să... Ai Totuși să vorbești cu cineva? Da, vine așa. Deci te trezești așa dimineața și nu te îngrijorezi? Răzvan mi-a zis Da. că nu am uneori nu am niciun filtru și că tot ce se, se întâmplă aici iese efectiv. Adică nu numai cântece, dar și vorbe. Blă, ceva, ah. chestii, interjecții, lucruri, sunete. Spui lucruri așa. Da. Așa erai și când erai copilaș? Eu cred că e un. Soi și nu-mi nu place să mă victimizez sau să mă ceva, dar cred că e un pic de ADHD și că e normal și cred că toți le avem, cumva. Da. N-am stare, n-am așa și, și nici nu mă ascund. Dar a mai rămas ceva din tine de când erai copil? Adică mai e ceva din copil la care a luat bătaie pentru că a dat parte și s-a mâncat atunci cavalul? Acum trebuie să plângem. Da. Nu, 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 nu o să ne emoționăm. Nu, <laughs> nu. No. Parfumul um, copilării. ne ducem imediat. Ce ți se pare viu și important în același timp? Ce se simte la interior, mi se pare că e la fel, cu experiențele acumulate în timp. Nu știu dacă e de rău sau de bine, dar cumva acolo a rămas. nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Doar s-au întâmplat niște amintiri care se tot adună. Dar esențialul mi se pare că e același. Acolo. Da, adică te joci la fel sau te uiți la lucruri la fel? Îți bine să, să împingi eferc. bătrân pe scări? Da. Nu știu, dau un exemplu. Da, Pui piedică. nu dar bine, dar nu neapărat bătrân Oamenii care merg foarte încet, am o problemă cu oamenii care merg și se moșcă. Da. Am o problemă cu oamenii care merg real, cred că am o problemă cu oamenii care merg încet. Nu înțeleg de ce ai merge încet. Eu mă mișc repede. Da. Poate e poate din fața lor. Merg nu, încet. nu, nu, în condițiile în care se poate, în condițiile în care e ok, în condițiile în care ai spațiu, în condițiile Așa. în care ești perfect sănătos, atenție ca da, să nu. Da, 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 Condiții normale, Și în care ei merg moșcăit. Dar ce făceai tu când erai copil, când întâlneai persoane care se moșcăie? N-am avut această percepție când eram mică, nu mi dădeam seama că nu eram atât de agitată. Cred că m-am mai agitat între timp. Dar n-am răbdare și cred că de aici mi se trage. Nu am răbdare. Eu mă mișc Repede, fac lucruri multe, îmi place să fiu dinamică și nu îmi place să văd pe altcineva în alt ritm lângă mine. Ceva e. Încercăm <laughs> să ne dăm Eu. seama numai da. acestei, da. așa, acestui podcast interviu, dacă am nevoie să merg sau nu la terapie. Facem asta? La, la final sunt da. da. să-mi dai da, 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 Bă, da. cred că trebuie da. și cred că te ajută sau cred că ești ok și poți deci să fii si sub control. Așa. Nu. N-ai văzut niciodată pe Am nimeni. fost de două ori și mi s-a părut uh, că mă victimiza prea mult și că îmi plângea de milă. S-a cerut Nu, îmi plângea de milă mult prea mult. Poate era vârzi? o parte de terapie, poate era o chestie dar de. de ce? Nu știu. De... i povesteam ce ai zis? lucruri ce... Ce ai zis? <laughs> despre viață și era. Vai! Era bărbat sau femeie? Era femeie. Vai, săracuța și era. Ah, bine, și era o dramă și se. Era zi, dar nu vreau asta. E ok, n-am nevoie, sunt ok. Am trecut. Dar nu te-ai oferit să, să, o ajuți tu? Că... <laughs> era nevoie, adică. Poate... Nu, cred că era un, un, fel de a aborda psihoterapia mm -hmm. al persoanei, care era foarte drăguță cu mine și foarte prietenoasă și foarte okay. Citate? Ți-a dat citate? Nici adică ți-a dat ceva pe care să te sprijini nu. și să poți să mergi mai departe? Nu. Dar și de ai -a apucat să-i spui -a... ceva de părinți? Te-a întins? Nu m-a întins. Te-a pus pe canapea? M-a pus pe canapea, că acolo stăteam, adică eram gen pe canapea. dar nu întinsă, nu cu Nu m-am întins, nu, că nu mă simt confortabil întinsă. Trebuie să stau normal, așa, cu picioarele pe sub mine adunate și nu. mai cozy. Ce te descoperi făcând acum un gest pe care l-ai preluat de la părinții tăi și care te scotea din minți când erai copil și l observai la părinții tăi? Mâna în șold. Nu-mi plăcea la mama mâna în șold. Uh, și în special își punea mâna în șold când obosea sau când o depășeau lucrurile și era așa. Bine. Și fac asta. Acum fac asta. Și Vreau. pe traseu, pe munte, am văzut că urc cu mâna în șold uneori. Că mă lasă cardio, mă, lasă puțin... Vorbesc serios, urc cu mâna în șold, cu, cu, mâna aici. N-ai cum să urci cu mâna în șold pe munte. N-ai cum să faci asta dacă ești o montanian. O să vezi că după o anumită vârstă, o să poți să mergi cu mine la, la spate. <laughs> Ăla e semnul că s-a terminat. Punt, vai. Nu știu, mai sunt gesturi, vorbe, priviri. Priviri. priviri expresii? Priviri, expresii, da, și le vede Răzvan. Și el zice, se mai cu ta, e se mâna cu maică ta Și zic, da, ce, nu-i nu, -i, nu -i de rău, că doar nu-i ceva, da, ce e ceva, da, ce e rău, ce am făcut, nu am făcut nimic, se mai seamănă așa uneori, dar în rest nu seamănă. Deci complic. doar atât. Da. E, e complicată copilăria, adică unii au amintiri frumoase cu copilăria. Alții refuză să vorbească, pentru alții e o perioadă absolut nenorocită. Aole. Adică nu, nu toată lumea... Cred A avut că... o drăguță... Nu, eu m-am bucurat de ea și m-a format frumos, drăguț. Nu am avut nimic dramatic în viața mea. Nu am fost cu nimic mai special decât alți copii. Doar că mi-a plăcut să filmez foarte mult. Asta pot să zic. Cred că m-a... Adică voiai să te Mie observe lumea? Da. Aveai FOMO așa de, 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 de mică? Și eu pot, eu pot, eu vă arăt, eu când la sărbare, eu în față, eu... Ai avut mentalitate da. de premiantă, de, de tocilară? Nu de premiantă și de tocilară, nu, eram pe, doar pe artistică reală și pe creativitate, dar nu pe științe exacte, niciodată. Nu aveam răbdare să rețin ce mi se spunea și nici măcar nu ascultam ce mi se spunea. În timp ce mi se spuneau informații, mă gândeam la alte lucruri care mă interesau pe mine. Cam cum se construia succesul în capul tău atunci? Adică unde te vedeai tu peste 20 de ani? Cum, ce, ce urma să se întâmple cu tine? Oricât de clișeu sună, da, m-am văzut bine. Pe vremea era deodorant în loc de microfon și știam că o să se transforme în ceva mai profi. De... <l> și ah. că o să cânt. Cântam în oglindă, repetam, eram vizualizam mereu act artistic. Și care erau eroite? De... Eram în videoclipuri eu. Eram într-un videoclip continuu. Și că mă uitam pe geamă în mașină, mă uitam afară, imaginez că sunt într-un videoclip și că e cadru cu mine care se uită pe geam. Era ceva... Era un copil nervant? Foarte. <laughs> Cred că foarte puțin. <laughs> Foarte puțin și depinde pentru cine. Nu Făcea asta non-stop? Așa mi imaginez. Era nu, nu. Eram un copil foarte drăgălaș. Privindu-mă pe mine așa din exterior. Cred că eram un copil adorabil. Oare sunt narcisistă? Mă rog. Eu eram un copil... Ce puteam să fac rău? Cântam. Mi-a zis, mi zis, fratele lui tata că în momentul în care mă duceam în vacanțe în Buzău, la țară, Oh, oh. pe lângă Buzău și mă lăsau ai mei cu verile pe acolo, stăteam și deveneam așa un copil din comuna respectivă care mergea de pe un praf, făceam chestii normale, nu știu, mai no. fierbeam un porumb, coceam un cartof. Era foarte distractiv și foarte frumos și cântam foarte mult și când mai enervau verișorii mei, urlam foarte tare. Dar el a zis că atunci mi-am dezvoltat, a zis băi, tu ți-ai dezvoltat capacitatea asta și plămânii și așa, când urlai, că urlai rău de tot, făceai foarte urât. Că te enervau verișorii. Da, făceam un spazm dintre la de plâns și că mă blocam și mă opream și ceva. Eu nu-mi amintesc. Da, cu verișorii mai ținut legătură, adică ei totuși sunt importanți da. în cariera ta, nu dacă nu erau verișorii. Pentru că m-au făcut să plâng, nu. Serios? Nu, glumesc. Ah. Ba da, țin legătura, dar destul de răruț așa. Nu sunt, nu, nu, ne vedem foarte des. Da, când ajungi în Buzău, te simți acasă, așa, într-un fel? când așa în buză, să știi că mă, mă simt într-o zonă... Mă... Ai cântat vreodată în... da. acolo? Chiar ultima dată în a fost Castelul lui Marghiloman. A fost un ah. festival foarte, foarte drăguț. Și fericirea cum era? Când ai fost cea mai fericită? Hai mă, când ești copil, ești fericit și când ninge. Ești, ești în delir când ninge și când se așează zăpada și scârție sub bocan și te duci cu sania. E frumos, te dai cu punga pe dărdeluș. faci cazemate. Ai făcut cazemate când erai mic? Pe normal. Nu se mai fac caz de mate azi de Da, da tot, copiii toată ziua pe internet. Da, da. Mm. Am văzut că ai problema asta cu vârsta. Ah. De ce te enervează? Adică mă enervează problema încolo? oamenilor cu vârsta. Adică. Adică eu pe mine mă enervează. asta mă deranjează Dar de, de motive. asta. Da. De asta pare că de asta pare că am o problemă cu vârsta pentru că mă deranjează percepția oamenilor legată stresul pe care l-au oamenii și faptul că mi se pare că împrumut din stresul lor și îl iau asupra mea și nu e al meu, că eu n-am venit cu el, eu nu-l vreau. ați vă problemele voastre cu vârsta, cu câți ani ai, că nu, n-am, n, -am, n -am stresul ăsta, nu stau să mă gândesc câți ani am, ce vârstă am și cum ar trebui să mă comport în funcție de vârstă. Care e primul semn de bătrânețe după tine? Când faci copil. Ah, doamne! Dar să poate? De ce? Pentru că devii te responsabilizează foarte tare, trebuie să te devii un pic mai în vârstă decât ești, ca să fii puțin matur și să știi... Adică, nu am glumit, să devii nu adult. cred da, că bine. neapărat trebuie să fii... Cred că dacă ai foarte multe griji, dacă te interesează foarte mult mediul social în care trăiești și te raportezi foarte mult la asta, îmbătrânești, dacă ești așa într-o deci, dacă lucrezi la știri? Nu, mi se pare că dacă lucrezi la știri, te menții cumva foarte. Totdeauna mi s-a părut că oamenii de știri, prezentatori în general, da. au o aură dintre asta, nu știu, sunt. tot timpul sunt perfecți, vorbesc perfect, totul e. Ai văzut că nu li se mișcă niciodată părul? Da. La știri? Da. Pe păi cum ar fi să prezint știri despre ceva super important, să vorbești despre președinte că a făcut cadre și să-ți vină o șuviță așa, să-ți fluture de la un ventilator, de la un aer condiționat? Dar nu ar merge, fi mișto când să e... fie ca în, ca în Dirty Diana, Michael Jackson, când îi flutura cămașa și să-i facă părul așa, la Andreea Când îi spune lui Busu, Busu ai legătura, dar da, merge. Da. Ar putea să aibă un ventilator și să-i dea cu puțin vânt. Aia ar fi. Dar să fie în funcție de, de știrile pe care le știi? Da, pe trecere așa. Din da. Eu, când... <laughs> Deci asta a fost o copilărie drăguță. Nu, nu, nu am fost un copil chinuit, n-am, am avut niște povești. Am fost și am fost foarte simpatică. Mama zice că nu. Dar mă rog, chiar ar putea să zic. Dar, de exemplu, ce, la ce se raportează mama când spune că n-ai fost simpatică? I Ai fi făcut tu ceva? Ai fi spus ceva? Ca să spună că n-am fost foarte simpatică, era de ajuns să nu fiu... Știi când te striga mai ta pe geam și trebuia să fii în zonă? Da. Dacă nu erai în zonă, nu erai un copil simpatic. Nu puteai să dispar din fața locului. Trebuia să fie în aria ei vizuală, să iasă să, să vadă că e tot în regulă. Pentru că era o panică pe vremuri, că nu știu ce se întâmplă, te răpește, îți fur organele. Era și ambulanța neagră, unde erai tu copil. N-am -am prins. prins ambulanța -am neagră. Prins. Ba da, era pe vremea ta, apărut. Ambulan... Primele deci ambulanțe. ambulanță. Deci de tot? No, ambulanța nu. Ambulanța neagră? Nu, nu, nu. Atunci a fost atestată prima ambulanță neagră. În anii ăia. Eu n-am prins ambulanță neagră. Pe noi nu voia să ne răpească nimeni. <laughs> <laughs> și așa eram prea mulți. Da, erau niște, Suntem părinți, erau, niște, erau niște părinți stresați. Da. Pentru că bă, și ei la rândul lor, lor, au fost stresați de părinții lor și s-au trezit cu două fete, doi copii drăguți și cumva n-au știut să... Nu era parenting, nu erau lecții de cum să fii părinte și era totul așa, destul de te-ai inflamat povestea asta a ta după ce ai dat declarația că nu vrei să ai copii? nu uh, am dat declarație comp... că nu Mă rog, spus. ai spus. Nu? Nici măcar, eu eram într-un live pe TikTok, ceea ce se întâmplă extrem de rar. Zău? Da. Eram într-un live pe TikTok și așteptam, de fapt așteptam să intru în concert de la Timișoara și stând în camera în hotel, am mai stau și am intrat pe un live, am început să vorbesc și ăștia spun întrebări și tu răspunzi, logic, vorbim. Copii, 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 de ce nu faci copii? Băi, lăsați-mă, mă, nu. Era o chestie interactivă, adică oamenii întrebau, eu răspundeau. Nu, nu m am apucat eu să spun, nu era, n-a fost un statement al meu. Hei, vreau să vă anunț pe toți, opriți-vă, că ceva de zis. Da. Nu vreau să fac copii, n-am zis să niciodată și. A. Nu mi-aș pierde vremea. Cu Așa ceva. pare, adică pare că ai dat o declarație păi la Păi, pentru că dacă citești titlul ziarului, o să vezi că Delia a zis că, dar da. când a zis Delia și cum a zis Delia, nu. Mă rog, nu contează. Deci, n-a fost o pe tic care l-am zis, n-a fost o chestie pe care am zis o eu că am simțit, o a fost o chestie pe care, a fost o chestie interactivă cu oamenii, stăteam de vorbă efectiv. Și normal că s-a luat bucata aia și s-a pus, dar în continuare cred că nu vreau să am copii. N-am încurajat oamenii că mi-s-a spus că greșesc că sunt un model și că dacă eu zic să nu fac copii Oamenii nu o să mai fac oamenii copii și o să fii mai puțini. Mi s-a reproșat asta. Da. Ar fi interesant să funcționeze. Păi, ar însemna să fie cozi mai puține pe DNA 1, da. adică ar fi. Da. Extrem de multe avantaje. <laughs> Dar n-am zis niciodată asta. Faci. Dar s-au mai liniștit sau simți că din când nu, în când s-au mai... liniștit? S-au liniștit. Nu, s-au liniștit acum. Nu mă mai întreabă la Și niciodată. familia ta ce a zis? Mă, mama, mama. Mă. Nu, mama s-a obișnuit cu ideea că știe. Și mama mi-a zis recent. Foarte bine. Ai avut dreptate. Mai bine, așa stai fără stres. Faci ce vrei tu. N-ai niciun. n Uite-mă ce bine sunt. Și asta te ține departe de sentimentul că te maturizezi, eventual îmbătrâne. Nu, nu, n nu, nu n -asta, îmbătrân, n asta ar fi grija. Grija ar fi că eu cred că n-aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare pe umeri, enormă, pentru că nu. Mi se pare că e o chestie care te schimbă foarte mult și o să ai un stres toată viața ta cu acel copil, cu acea ființă, cu acel suflet. Îl cari toată viața ta după tine. Nu, nu scap de niciodată, decât când mori. Și chestia asta mă, 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 mă panichează. Da, înțeleg. Mm -hmm. Vorbim despre copilărie și despre a fi un bun copil care ar fi, nu știu cărticica, filmul, um, piesa de teatru de copii. Veronica. Da? Uh -huh. Maria Mirabela. Oh. Mă știi când cântă celălalt, Maria Mirabela. Tarandu. Mm -hmm. Ceva în copil povesti, cu ochii de Maria sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine să trăiești. Um? Eu sunt mult Dutăvilă. Uh, no. Sunt cel mai trainic, Mota. Da, darnic. Trainic? Da. Nu. Deci, de nu mi-e milă oricând. Aici, da, vorbea așa. Eu sunt Botarul. Bota de da da, 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 da. Eu am vorbit undeva că aș vrea să găsesc aceste două cărticele Acea Și sunt fix alea vechi pe care le aveam când eram mică. Adică, sunt. Da. Fix alea. Au ilustrații foarte frumoase. Da. Hansel și Gretel. O și, am și eu pe. Cumva, nu știu, cred că mi-au dat așa o estetică în viață, o direcție. Da, asta e foarte mișto. E foarte drăguță. Plus că ascultam foarte mult la țară când mergeam în vacanță la Buzău, ascultam nu la țară, în Buzău, în jurul Buzăului, unde era satul. Buzău este la, asta, la așa? țară, nu, spun Buzău unui. nu este la țară, Buzău este frumos. Da. Și la țară este frumos. Și, Și ascultam foarte mult ascultam foarte mult disc. A, da? Da, teatru radiofonic. Foarte! Mult. Pasiunea asta ta pentru haleală, mâncărică, de atunci a început? Adică, întotdeauna ai fost un fel de termită? Că ăsta e sentimentul că Dar de tot ce timpul se întâmplă că ceva. Sunt termită? Păi, pare că mănânci tot timpul. Eu nu dau seama dacă sunt atât de gurmandă pe cât par. Nu dau seama da. dacă îmi place mâncarea atât de mult pe cât pare. Nu că, că, că dacă timp. vorbim de ce se vede pe TV sau prin social media e și ușor forțat așa un pic de cumva Adică te distrezi Mă și distrez și se distrează și ei că au prins treaba asta și trag de râma asta mult așa și e funny Cum e la mine cu spumantul, că pare că tot timpul am Dar tu chiar bei, nu? <laughs> Mai și beau Asta da. zic Da, dar și tu mănânci Și eu mănânc, da, dar nu în continuu Păi S-ar vedea! Da, da, n-ai cum, adică ar fi... n-aș avea cum, înseamnă că am un secret, fac ceva, n-ai sunt... deci, cum să mănânci și să răți. Așa. Dar să bei și să răți, așa. Foarte bine răți. Da, mulțumesc. mulțumesc. Și tu. Da. Mulțumesc. Când erai copil, nu știu, făceai ceva grav? Eu mâncam la parastase. Eu, eu așa m-am mm. construit ca om. Adică la mine în familie erau para... mulți bătrâni și... Da, mâncare bună la Ce, parastase. asta zic. Aveam jumătate din familie formată din grecoaice și se gătea extraordinar. Uh. Și de asta, oale din alea, eu așa am învățat. Mâncam foarte multe chestii acre și am rămas cu chestia asta de mică, nu știu de ce. Foarte asta e mult... gustul care îți place? Da. Acru? Acru, da. sunt Efectiv simt orgasm când mănânc acru. Și oțet? Nu. Saramură? Da. Adică tot ce înseamnă murături moldovenești în Saramură, nu există alte murături. Cam murăturile da. în oțet nu sunt murături, sunt ceva greșit. Dar amândoi am salivat acum. Da, adică... Mor cu murat în ăla, cu, cu, cu conopidă, cu castravecior, cu gogonelele care să fie puțin mai coapte, să nu le iei verzi. Să le iei un pic așa mai coapte. Dar uh, să rămână crocante. Da, un pic, dar și frășcăite da sunt. Dar să fie reci? Și moi. Reci și puțin picante, foarte puțin picante. Cum ți-ai construit gustul? Că sunt curios. Ce mănânci tu, Misca? Aia pare că care e, sunt. E haus, boabele de fasole atin. care sunt legate cu sosul ăla. Aia e iachnia, sau aia Da. E... da. Iachnie de fasole. Bun. Iachnia merge cumva și chimic foarte bine. Fasolea merge foarte bine cu murăturile. S-a demonstrat științific. Da, asta voiam să spun și eu. s-a da. Nu știu unde s-a demonstrat. Nu, ști s demonstrat, nu acum, dar sigur, dar trebuie sigur, să. Sigur, fie... pentru că da. toate gusturile care funcționează da. împreună au și ele niște lucruri chimice, că de te atrag împreună. Bine, pe mine mă mai atrage și croissant cu ciorbă de lobodă și pot să mănânc. Sunt genul acela de om care trece foarte repede de la... Cred că sunt gurmand, acum îmi dau seama. Deci dacă poți să treci foarte repede de la salam de biscuiți, la sarmale și după aia o gură de uh, brânză cu roșii și după aia iară sarmale și după aia iară salam de biscuiți, că îți place trecerea, înseamnă că ești pasionat de mâncare, nu? E ca la nasurile fine, înseamnă că care trec să de la... Mergi... La terapie gastronomică. <gâng> nu, <gâng> să dar faci chiar poți face nu mi se pare nimic greșit. În primul rând, ele se amestecă oricum la fel în stomac. Nu neapărat la fel, bine, dar înseamnă că e o digestie extraordinară. Timp, da. adică... Dar mie îmi place să trec de la sărat la dulce. A, da, asta e Pentru foarte bine. că îmi continuă pofta pe ambele direcții. Deci mănânci croasant explic... cu borș de lobodă. Da, da. e foarte bun. Încearcă, pentru că tu când mănânci borșul de lobodă, ești în zeama aia de borș de lobodă și nu știu ce, totul e așa. Da. După care treci brusc la acest croissant da, cu croasant așa? Nu, nu, nu neapărat. Nu. Ai spus, că nu -ai neapărat, -ai, -ai. Asta mă îngrijorează. Deci nu, ai muiat mă vreodată? Nu nu. Ai făcut asta? Nu. Nu cred. Nu. Nu, ți-aduce aminte? Nu am făcut asta. Nu. Nu cred că am muiat mă croissant în ciorbă. E, bine dacă mă se pare, Adică e cel mai baroc gest cu putință, dar n-ai cum să te duci mai, mai sus de atât. Ai făcut asta. Cred că odată, să văd cum e. Sper că măcar nu era croissant cu ciocolată. Dacă era cu gem de uh, smeură, era mai bine? Eu zic că e mai rău. Ciocolata cumva merge încadrată foarte bine. Deci cu era cu ciocolată. Salat. Mamă, ce am descoperit! Ciocolata, ciocolata merge și cu piper. Nu știi, soiurile de ciocolată da, nebune... Da, da și borșul de lobă, dar având foarte mult piper, se știe. Da, e trebuie științific. să fii deschis. Da, da trebuie da. să fii deschis, trebuie să fii open Cum adică e la dacă, dacă ciocolata, merge da, mentă, dacă ciocolata merge cu mentă... Dacă ciocolata merge cu mentă... Bine, hai că cu mentă merg multe lucruri. Ciocolata și cu mentă. De iute. Eu cred că un soi de ciocolată ar merge cu un soi de brânză. Mm -hmm. Gândește-te. Deci? Și gândește la celebru baton, da? Snickers, care e sărat. Da? Nu-i doar dulce. Da. Simți că-i sărat. Simți deci, că e sărat, snickers-ul? Deci, batonul ar merge cu boș de lobodă. Macaron? Da, da cu Cu Aici că m-am dus în altă. Nu, asta merge. Aici e da. ok. Aici suntem pe clasic. Da. Sau cu deci trofee? Ai imunat croasante în borș de lobodă. Da, ambele sunt minunate. De ce da. să nu le încerci împreună? Să vezi ce se întâmplă. Încearcă. Bun, rămânem tot la croissantul înmuiat, în porșă de lobă. Dincolo de asta, există o plăcere vinovată. Adică, ai plăceri vinovate, mi se pare că totul e din sfera asta a superintensității a tine. Dar de ce trebuie să fie vinovate? Păi, asta zic. Eram sigur că o să ajungem aici. Nici nu sunt vinovate. Am da. tot felul de plăceri. Îmi place să mă uit în casă, la lume când merg pe stradă, îmi place când se întunecă și încep să văd în casele oamenilor și stau și mă holbez să văd ce au în casă. Îți Mace mai notezi? Nu. Îmi place Auzi să obiecte? mă uit să văd. Faci poze? Nu. Ba dar, fac poze, fac poze ziua. Că îmi plac anumite case, mai... am niște căsuțe preferate. Dar îmi place să mă uit la oameni în casă, nu știu dacă e ceva rău, e ce... mi se pare că îmi dau, o... ceva așa, uh, cozy. Spunem ceva ce faci tu. Ca să, să fie nu... parfum, să fie... Doamne, dar nu ți plăceri vinovate. Sunt firești. Asta e o pasiune imensă. Deci treaba, tot ce e legat de parfum este ceva huge. Este o obsesie. Da. Eu pot să stau, am stat record într-un magazin trei ore în condiții în care nu mi-am cumpărat nimic. Magazin de parfumuri. Eu știu o poveste cu un domn care a intrat în într-un magazin din poate era Ierusalim, nu știu și uh, <coughs> probat cricouri. a probat tricouri a 20 ceva de tricouri <laughs> și proprietarul stătea așa rezămat, un domn în vârstă clar foarte bine a trecut prin viață și care înțelegea perfect ce fac oamenii când intră în magazinul lui și în ochii lui se citea convingerea că domnul ăsta o să iasă, așa cum să așa așa. Da, fără să cumpere nimic. Și faza e că gestul pe care l-a făcut proprietarul magazinului are legătură cu gestul tuturor bătrânilor din Brăila pe care i-am cunoscut eu. Că erau grece, vrei, și în familia mea erau. Toți, toți bătrânii făceau chestia asta. Așa? Nu? Când vreau să spună că ești prost, că treaba, deși merge. E uncurajositor ce se va întâmpla. Și în general că nu e nimic bine, dar gestul pare încurajator. Și atunci ți-l dau și ție că e, e foarte mișto, adică e un gest foarte mișto. Așa. Și ăsta s-a prins pe la al 20-lea Tricou, a, a, a simțit privirea aia care probabil că era laser deja. Mm. Și s-a uitat la el și era cu Tricou pe el și s-a îngăptat așa și pe genul Îmi vine cum, cum cum bine, știi? Și ăla a uitat așa cu el privire de sticlă, de sifon, știi? Ce a făcut... a <gri> prins o perioadă când românii cred că au mirosit mult mai rău de, de, decât pe vremea lui Ceaușescu, Pentru că au dat de consum. Și atunci mirosea a mâncărică, a țigări, a băuturică și toată lumea mirosea la fel, mirosea ca un o pizzerie de la marginea orașului da, în da, care da, se fumează și se bea. Da, da, mi se pare, al, da, da, a mie a mi se pare cum cumva. Acrișor. Da. Și da, cu deodorant dat pe haine? Da. Impuls. Sau, mă rog Ce era? Da. Dar această pasiune a plecat tot din copilărie, cu restul de la m-mă uh, trimitea să cumpăr chestii și când mă trimitea să cumpăr chestii, puneam deoparte parte eu întotdeauna niște rest. Și restul ăla, azi, mâine, voi mine și se strângea de un rest de nu știu ce parfum îmi luam eu de la piață. Nu îmi luam, nu-ți imagina că am luam ceva. De la ruși? Nici nu știu ce îmi luam, îmi luam niște parfumuri pe care nu le mai găsește azi. Erau la piață, niște parfumuri. Efectiv, cred că primul parfum, nu, și primul parfum care chiar exista și era ceva, era un brand, era Gabriela Sabatini. Dar eram copil. Și era ceva bine știi? Și pe ăla îl prețuiam, adică mă dădeam când aveam audiții la școala de muzică. În ziua de audiție mă dădeam cu Gabriela Sabatini. Și nu ai observat că toată lumea se dădea cu Gabriela Sabatini în perioada aia? Nu se dădea nimeni cu Gabriela Sabatini. Toată lumea se dădea cu parfumul de la Oriflame, toată lumea se dădea cu Perta Porte, toată lumea se dădea cu maliția, toată lumea ah. se dădea cu Chanson de. Și mai dădeau cu Deodorant pe haine. Normal, pe pulover. Eu ăla -mi minte, mirosul de pulover amestecat cu mirosul de deodorant e un miros de tabără. Când mergeai în tabără, băieții își dau peste puloverul ăla de la primi de la mama de Crăciun, cu fermoarul până aici, știi, puloveraj de la. Și era un amestec în mirosul ăla de puțin tutun, că mai fumau prin băi, puțin maliția și. Și Mirosul buchseală. de lup. Mirosul de lup, firesc, da. de da. 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 da, era, era drăguț. Și în condițiile astea, crezi că poate apărea dragostea adevărată, cred că oamenii chiar pot intra în contact real, adică te poți să de un da, băiat care miroase așa? Dacă a... miroase așa și nu are un ten acneic, și acum ne întoarcem în timp, și vorbesc cu mintea unui copil, nu vorbesc cu mintea mea de acum. Acum, deci cam nicio ce vârstă avem, acum, când mirosim deodorant pe haine? mi e clar. Dar hai să spunem că avem un când ne raportăm la această poveste, ne ducem un perioada, aia și un 16 ani, nu știu, 15-16 ani. Da. Și dacă n aveau un ten gras și acneic era... și aveau un păr spălat, era ok. Da? Cam asta. M mergea. Adică îți făceai treaba cu el. Da. Pentru, eu name it, că nu se întâmpla nimic, eram, ca să da. înțelegeți, adică chiar nu se eram, eram ceva de speriat. Nu eram emancipat deloc, nu, eram, nu știam absolut nimic ne strângeam mai multe fete. Când o față trebuia să se pupe cu un băiat, se strângea, era ca o ședință dintre asta de și se strângea toată clasa și toate prietenele. Și o învățam pasta cumva, vorbind de mine, pe mine mă învățau. Cum se întâmplă? El se apropie puțin, tu te apropii puțin și după aia faceți așa. Și era gen, explicat, și trebuie să mai fac și altceva, de, rămân cum sigurații. Doamne, era ca la, mi amintesc treaba asta, deci era ceva. Și exista așa o probă practică? Nu. Adică... nu, exersai pe... Dar cineva știa cum se face sau... Era una mai răsărită în tot grupul ăla. Care se păpase odată. Se, care se o odată și hai fraierilor că nu știți nimic, sunteți vai de capul vostru. Te duci la întâlnire, te buc cu băiatul ăla, te faci de râs. Nu, era horror. Oricum, și era horror să te pupi, că ți se uscau buzele, te panicai, te aveai emoții, te treceau toate alea, mai, mai bine nu, mai bine da, da. nu, era ceva groaznic. Și întorcându-ne, dacă vrei la parfumuri, consider că treaba asta cu parfumul e o parte foarte importantă din viața mea, fără care nu pot să trăiesc. Și apropo de asta, există lucruri pe care le cauți um, în parfumuri, adică niște... Niște reprezentare ale unor momente care îți plac, gen, duminică dimineața, în așternuturile care au fost curate sau poate au fost. Mirosul uscate. prosopului proaspăt spălat, în mirosul frig, știi, mirosul ăla de prosop curat, da? uscat în frig. Da. Doamne, este superb și puțin aspru. Un pic prosop, trebuie să fie un pic, și pic pst. aspru. Face da. și da. crac. Da da, 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 da. Îmi plac și elea care sunt mai nesti și mai nesti. Mai nesti. Da. Cu tot felul de uh, mirosuri sărate? ceapă prăjită? Nu. Mirosuri sărate? E, e ca și când ai petrecut toată ziua la plajă, uh -huh. și vii după o zi în care ai stat toată ziua prin plajă nisip, și mirosul cremei SPF se amestecă cu mirosul mării. Da. Și iese o treabă dintre asta pe și care. Are o aspirație. Da. Și cu. Uh... Este ceva așa, un, un, mix foarte interesant și senzual. Doar, doar smiroasa da. sare de mare. Adică doar mediul peștelui. Exact, exact. Foarte acolo, foarte albatic, albatic, da. țestoase, poți... Nu mai știu ce trebuie broaște țestoase, că sunt mirosa, miros dubios. Crezi? Da. Și fac și foarte lucru când se împerechează. Ai văzut vreodată? Nu m-am uitat la filme porno cu broaște țestoase. Doamne, dar eu sunt... Le-am surprins efectiv. Am avut acest noroc. Fac foarte urât. Deci mergeai și ai văzut două broaște țestoase? Da. Nu mergeam, eram lângă ele cumva. Eram într-o crescătorie de broaște țestoase. Nu știu, da, chiar asta. unde, da. Eu, eu sunt de Eram într-un loc în care erau multe broaște țestoase. În Până Mauriciu sau până nu știu unde. Până nu știu ce loc. Da. Și astea s-au găsit să se împerecheze. nu, că asta făceau. Ele erau acolo legere. Noi eram turiști. Foarte urva. Serios? Da. Răcnesc o să-ți ca în filmare. Foarte urât au niște sunete de chi chițăituri de zgârie pe creier efectiv e ca creta pe tablă cumva foarte o, sfinte mă înspăimânt da, și și fețele lor. Da da rămân blocate așa dar Gurile tu ce te-ai aștepta cum... de la halul în care sunt ele adică cam cât trebuie să te chinui până să ajungi în momentul. Eu mă gândeam acela. că perecherea la testoase se întâmplă pe silent cumva eu nu mă gândeam că ele se dar tu nu te-ai enervat, gândește, pune-te în situația unei țestoase. De deci, ce ai carapacea aia? Aia alunecă, mai ai și niții pe tine. Deci e o zgrie, o zgrie pe se aude carapacea. în te enervezi, te stai. Da, da, e rău, e rău. E foarte rău. E nasol, e, e ca și cum ai stat blocat într-o intersecție. E... Da. Și tu vrei să treci. Da, nu, e nasol. Te da. să vezi. Te-ai uitat? Adică da. Sunt momente când redeschizi înregistrarea în no, aia eu și te uiți. La și te uiți cu plăcere? Sau? Nu, e, nici nu știu ce să-ți răspund, că dacă... Nu, nu mă uit cu plăcere. Dar o păstrezi, o ai de mult timp, da? nu știu. <laughs> o știu. Cu să-și asta, că e aur? Am aur acolo, am, am un moment. Ce-ai mai căutat da. după aia? Adică -ai am căutat ai și altele, să, să văd dacă toate fac așa sau am dat peste un soi... Da. Pe aici, n-ai încercat să intri? Um. Că mi-sună la fel de dificil. gândește Delfini Delfinii. fac foarte, foarte... Am... Da, sunt și cazuri... Întâmplător Eu... că ce ai pe lângă doi delfini, presupun, că... <laughs> am văzut pe YouTube Așa. un montaj da. cu delfini care sunt foarte... delfin porno cu delfini. Perverși. Nu, neam, nu. Sunt perverși? Da. Și sunt perverși cu oameni cu oamenii care sunt în tot felul de, nu știu, ape, bazine, whatever. Și sunt tot felul de momente. Cum fac pe chinezii de... când vin în vizită cu piciorul. Exact așa fac. Exact așa fac. Dar nu te așteptai de la delfin să facă chestia asta. Tu când te gândești la un delfin, te gândești că Nu te aștept să facă asta. Misterul? Ai alte așteptări de la delfin și până în momentul ăsta, acum că mi-ai zis, mi-am să seama că și eu am trăit cu o cu totul altă imagine despre delfin. <laughs> Nu, Mai a trecut cineva dacă... pe lângă tine să, să nu te recunoască? Lately? Da. Zău? Da, da, și, -și, e și e Nu, flăcut. te dus după el? Bă, hei, băiatul. Bă, băiatul, <laughs> nu ce lume trăiești. Hei, hei, sunt aici. Bă, tu știi cine sunt nu, eu. Nu, dar dacă trec în turele mele de alergare, trec repede. Nu stai să mă vezi. Am șapte ochelari și îi dau o alergare. Și dacă cineva vrea vreo poză sau ceva, nu stau și am scuza perfectă. Sunt. Mai am 30 de minute. Trebuie să-mi termin asta, că am, nu ne oprim, e cardio. Trebuie să-mi termin tura. Facem după aia. Am un pic de anxietate în momentul în care ies în locuri publice, dar e normal, e firească, mi-o asum. Nu-mi nu, nu place senzația să mă... asta, să ne privim din cap în picioare, așa, insistent și fără... știi? Ci... Și să zicem că tu ești un om care se holbează la mine. Da. Eu te văd fac așa, fac chiar așa. Și încep, și încep și fac așa la un dat când mă apucă, știi? Adică, ok, ok, am înțeles, te uiți, dar ia-ți privirea, că mă simt pătrunsă. Lasă-mă să respir. Am asta. Am făcut asta o odată cu un copil și m-am simțit foarte prost. Era un copil. Era în la coadă, la supermarket. Și stăteam cu coșul, așteptam să... Ia... Copilul era cu părintele în mai în față, da, copilul nu era chiar copil, era mare, era mai adolescent copilul. Era o fată. Lupușor. Și s-a uitat, s-a uitat, s-a uitat, uitat la mine. Și s-a uitat așa, blo blocat, blocat, blocat și am făcut chestia asta, știi? Și s-a speriat copilul, a avut așa o față și mi dat seama că sunt nebună, efectiv. nu trebuie să mai am comportamentul ăsta. Am mai mers cu tramvaiul? Merg cu metrou. Zău? Da. Serios? Da. Doamne, ca Tudor Chirilă. Da, dar nu aici. Ah. <laughs> nu, bă, asta întreb dacă ai metroul tău. <laughs> ai avut vreodată sindromul impostorului? Mm, nu cred. Mm, nu cred. Nu? Nu. Ori am auzit foarte mult asta la col colegul meu de jurizări Mihai Bendeac. Am auzit atât de mult treaba asta cât mi-e leamite să mai am. Nu sufăr de sindromul mi se pare că hai, lasă, mă, sindromul tău. Nu. No. No. da, poate asta te-a și speriat să nu te duci la terapie, că ai văzut. Că nu am văzut în fața Poate mea. să nu aibă niciun efect. Dar mie mi se pare că nu are nimic. E perfect. A, da, sigur. Nu are nimic, își găsește singur. Da, da. Bube, hibe, vrei o cu ciocolată? Nu, no, mulțumesc că am început o viață nouă, după cum vezi. Am voie să mănânc în timp ce vorbim? Pot să mănânci. Pot să-și păi beau? Am văzut că este o rămână. Da. <coughs> Dar nu din sticlă. Când ai fost începătoare ultima oară? Începătoare ultima oară am fost Înceba, acum... da. Începătoare ultima oară am fost acum, să zicem, 5 ani, 6 ani, 5 ani. Când m-am apucat de munte, mai serios. Și m-am simțit începătoare și în continuare mă simt începătoare, pentru că tot avansez în... Mă duc în altitudine și îmi dau seama că sunt începătoare. De ce? Adică ce te face să simți asta? Greutatea cu care respiri, lucrurile de care te lovești, astea fizice, frig, îngheț, durere, faptul că te expui la pericole în continuu, că nu poți să controlezi lucrurile în natură, îmi dau seama că sunt începătoare. Dar îmi place. Și înveți. îmi place să fiu începătoare în treaba asta, da. Adică e, e un proces. Da. Ești diferită față de acum 5 ani. Adică da. vezi progresul, nu? Păi cum mergeam și cum urcam acum 3 ani chiar? Asta vorbesc cu că de la sezon la sezon ne transformăm și urcăm mult mai bine, condiția fizică e mult mai bună, rezistența, anduranță, um, disconfort simți mai puțin, din ce în ce mai mult. Adică e, e bine. Și acum la ce altitudine ați ajuns? Mm, îmi place să e foarte mult. <laughs> Am fost la aproape 6.000. 5.000... Oh. Multă ceva. lume? Aglomerat? Pe traseu spre tabăra Basecamp, multă lume. Între cei care au ajuns și eram acolo în ziua respectivă, nu erau aglomerația, nu pot să spun că era foarte multă lume. Erau oameni, să zic că eram în total vreun, nu știu, 15 oameni în tabără. Ah. Care admiram, pozam și ne bucuram de reușită. Friguți? Ziua nu simți frigul, deși e frig în sezonul ăsta, acum când am fost eu, adică sezonul de la ei începe iarna, de acum încolo. Și mm. e sezon închis pentru Everest, da. vârf se poate urca doar până în tabără și poți face alte vârfuri, 6.000, 6.000 și ceva, probabil 7.000 ori, dar pentru Everest nu acum, în primăvară. Și te duci pe Everest? Uh, da. Da? Lasă mă nu. De. Ce se întâmplă cu tine când ajungi acolo? Adică ce transformă în tine mersul ăsta pe munte? Îmi place să fiu cât mai singură, cât mai cu poteca, cât mai cu liniște și cu sunetele locului naturale. E o soi de treabă meditativă, nu știu. Spui măzică? Dacă simt nevoia, da, dar de cele mai multe ori nu. Dar mai ascult. Pe coborâre. Ah. Coborârea întotdeauna, pe coborâre pun anumite piese și s-a format așa o... Ce piese? Am uh, Lovely Day. Lovely Day. Lovely Day. Lovely Day. Okay. Lovely Day. Și o care? trei ore? Foarte... Nu. Ascult. Aia, după aia, mi-am... Făcut un playlist, ascult uh, uh, I say a Little Prayer for You, Areta Așa, Franklin. Da. Și aia, nu știu de ce m-am fixat, mi se pare că este muzica mea de coborâre pe traseu. De pe orice traseu vin, trebuie să am Lovely Day, Aretha Franklin. Uh, și mai am niște piese pe care le ascult, care vin în playlist, le, le am acolo, doamna Și Pe oricare și... spui din asta, mai, mai pe rock, mai pe Beastie Pe urcare, boys? da. Trebuie să fie ceva de ca să-ți dea puțină dinamică, pentru că tendința e să te leșine puțin da. și să-ți țină un ritm. Clar trebuie să fie, în niciun caz, balade sau R&B. Trebuie să fie ceva Deci astea susținut. de coborâre sunt ca de la supermarket, mai pe lent, să stai la raft, să te uiți la detergenți. Știi că spun muzică da, lentă în da, supermarket. Știu. Și atunci ce bagi? Știu că asculti și rock, ascult Pearl Jam, da. Beastie Boys. Ultima dată am ascultat pe munte... Um... Sistemă vădeam și s-au speriat niște oameni care erau pe tradiție, nu s-au speriat, dar s-au uitat așa, nu-ți imagina că merg cu vreo boxă după mine, nu ascult încă, știi că vreau să rămân conectat la așa, dar mai pun, când nu e lumea, mai pun de pe telefon, am bun simț și când nu sunt oameni în mă pun telefonul undeva într-un buzunar și las pe să curgă, știi? Și am dat peste niște oameni care s-au uitat așa puțin. Wake up, wake up. wake up, wake up. Eu mă Dar era bine că m-a antrena, știi? Adică eram gen. Yeah! Hai, sau prodigii. Ascult prodigii, îmi place. Da, aia chiar merge. Da. da. Și deci, ai ajuns în tabără. Ai bază. senzația că da. poți să muți munții, că ești. Așa, experiența cu Nepalul Așa. este foarte interesantă pentru că e total diferită de zona al, alpilor, cu care suntem deja mega obișnuiți și pe care o iubim foarte tare. La noi în Alpi. Da. Așa. Uh, pentru că diferă foarte mult vegetația, bă, cultura, bă, satele, cum arată. Ai băut ceai de... din bun cu untură de iac? Uh, am băut uh, ceai de ghimbir până mi-a venit rău de la el, efectiv, n-am mai suportat. Tot traseul astea, câte zile am stat, am băut numai ceai de ghimbir. Că nu știu ce, cu aclimatizare. Dar cu untură? Păi, n-am un... băut ceai cu untură de iac. Așa se bea, ca să prinzi energie. Dau călugării, serios. Mi dimentic, da, nu mi-a zis nimeni. Dar e scârbos. Miroasă da? Rău. Da, da, mai bine. În schimb, se, se bea o zeamă, o, o supă de usturoi. Uh. Da, care ți, iar e recomandată la climatizare, E foarte bună pentru climatizare. Nu știu ce proprietăți are usturoiul și ce face. Fiertura de usturoi te obligă șerpașii să o bei ca să fii ok și să reziști până în besic. Și toată lumea mirosea așa? Adică simțită... A... Uh, ce pot să spun, interesant, da. despre cum mirosea toată lumea, e că pe toată durata experienței uh, uh, hmm. Nu știu cum să zic, să fie difuzabil și să fie drăguț din gura unei femei. Corpul, Organismul tău se, se începe să spună nu la somn, um, nu la mâncare, începe să-ți fie greață să nu-ți mai placă mâncarea din cauza altitudinii, începe să nu te mai odihnești bine, da. să, să nu poți să dormi noaptea, efectiv stai întins și nu dormi, nu te lasă creierul să dormi. și ai o problemă și cu... Um, Digestia? Versatoria. Da, da. 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 Și cam... Constipation? Ceva de gen. Nu cred că vorbim despre... <laughs> vorbim despre asta. E... Yeah. Yeah. Tu cum te simți? Adică, răspund că. Ți se, un, vis, un efect? ți se amestecă Ti se amestec gândurile în cap. Eu nu am experimentat până anul ăsta, n-am crezut. Senzația e că te-ai trezit într-o anestezie, dacă așa? ai avut vreodată vreo anestezie. Da. A, așa ești. Dar din aia bună? Nu, nu. Ești, ești, ne nu n recomand. De deci, ce o anestezie? E... <laughs> crede -mă. Domnul nostru Michael Jackson trecea prin asta. Știi? Da? A, dacă a avut... Da, da, da. Că mă. de acolo i s-a tras. Substanțe extraordinare. Zici că ai fost în vacanță 2 ani. Da, măi, nu. Aici nu. Tu aici ești puțin... E că să zic ce... ce am simțit eu. eu n-am simțit că sunt amețită sau ceva, dar am simțit că mi se încurcă realitățile la un moment dat. Pentru o fracțiune mică de secundă. Mergeam și mi se părea că merg pe pilot automat și nu mai realizez unde sunt. Și am avut niște geluri de rehidratare foarte bune pe care le-am folosit și alea mi-au ajutat mai mult, cred eu, decât mâncarea. Pentru mm. că mâncarea nu mai îmi plăcea la un moment dat, nu mai puteam să mănânc nimic. Real. Și m-a speriat Bă, asta. Și adică era răzvan. Că, Băi, ești sushi. bine, mă? Ești bine că nu ești tu. <laughs> nu mănânci? Nu, nu mai poți mănânc. Nu pot să mai mănânc nimic, efectiv. Și ai avut vreo revelație acum? Te-ai întors schimbat? Vrei să nu, m-am întors cu o răceală, m-am întors cu așa. sistemul dat peste cap și am o perioadă în care îmi revin încă din treaba asta pentru că a fost destul de zbuciumată și destul pe repede înainte. N-am avut timpii ăia care se cer la carte pentru base Basecamp, trebuie să stai vreo 14 zile, noi am făcut toată treaba asta în șapte a fost destul de repede, că n-am avut timp mai mult să stăm și că eu m-am încăpățânat și am zis nu, mergem acum în Everest. Și nu s-a înțeles nimic cu mine și a trebuit să mergem. Și a fost foarte frumos și a fost o experiență minunată. e ca și când m-aș fi dus pe Marte. Așa m-am simțit. Adică mie nu -mi venea să cred în timp ce eram acolo că am ajuns acolo. Eram, eram cu pielea ca, ca Andra, eram cu pielea de găină în continuu. Mie nu -mi vine să cred că sunt aici, Andra părul de găină și pielea măciucă. Pielea măciuca și părul nu, părul de... părul, părul... Măi, Piele de găină. Nu, părul găină, pielea măciuca. Așa. De deci ce așa eram, Candra? Ca Aha, hot. de găină, așa am fost, efectiv. Nu venea să cred că sunt acolo și eram în extaz, și eram nu mă uitam în continuu și când sunt că Îi vedeam că sunt de, de uriași. Nu se pare. Ei n-au capre negre, n-au nimic. Au, iac. Au? Iaci. Da, nu se compară. Sar iace așa cum sar caprele noastre. Au capre negre. Negră. Tu știi câte specii de capre au? Că m-am uitat pe, la intrarea acolo în rezervația naturală. Ați văzut Plătești capre taxa de moarte de... căzute de la moarte? Da. Știai că au un fel de jaguar? Eu n-am știut. Au trei specii de urși? Da. -am știut. eu am crezut că mă duc pe un teritoriu, am zis, nu-i picior de animal, nu-i nimic. Zic, ok, sunt niște vași, niște iaci și atât. Au o grămadă de animale. Păi, și ceva ce tu fac toți oamenii când se duc. o experiență spirituală, că dacă vroiam ceva Dar mai nu, spiritual, m-aș fi dus în Tibet. Mă duceam pe acolo să-mi ard Păi, deci, da, 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 Măreția Muntele Eu m-am dus la Muntele Mamă, da? la Măreția Muntelui Mamă, să, să, să încerc să-l cunosc. A, bun. În tabăra mai lui de bază. Data la viitoare? nu data viitoare? stai mă duc... puțin și un. Ești un superficial, n de ce? ce? să mai vorbim. De, ce? de ce? Deci la anul mă duc, uh, acum a fost la 5.000 ceva, 6, la anul mă duc un pic mai sus și tot așa până în vârf. În 2 ani vreau să-l fac. Bun. Și după Dar aia o să ce fiu prima faci? jurată care a ajuns pe Everest și după Ia să văd, după aia nu o să mai înțelagă nimeni cu mine Știi cum o să fiu? Nici și nu te mai cunosc Și uh, după nu aia o să, o să te uiți la ăștia care fac glume Cu tot, e mult mai disprețuitor decât acum astea sunt glume, mă? Care-s mm. care limitele? te-ai gândit după aia la toate lucrurile yeah. Când ajungi acolo sus Te uiți altfel la pigmei ăștia de jos Doamne. Noi, ăștia, care facem glume, nu ai umor. Eu, eu, oricum, nu mai am toleranță la, la glume. Uh. Păi, da, am văzut că te au, te -au supărat, așa. Da, nici tu n-ai. Nici n-ai. fost la umor, ai fost o ai ai zi. Și nu. Păi, da, eu m-am Gândit cu compasiune la tine, când trebuie să stai acolo. Nu, nu, spune-le oamenilor că nici tu nu ești, ca să vadă da. oamenii că nu e ceva special cu mine. Nu sunt eu sensibilă. Nu știu, glumele despre violență domestică. Da. They're not jokes. I'm, nu. Adică alea Vem. cu vasul lui, cu. Știi care e cel mai cunoscut pod din bas lui? Podul palmei. Vezi? Asta, asta, vezi? Nu, asta nu mă deranjează. Asta da, dar oricât e pe acolo. Mă deranjează. Adică nu, nu, o vezi nu. venind. Glumele, glumele, glumele calculate o vezi venind. Sau îl vezi venind. Nu, dar să râdem despre o persoană care a fost altoită bine, nu mi se pare ok și nici sănătos și nici normal. În, niciun, în nicio lume, în niciun stand-up comedy, în niciun rost, știi? Da. Dar e adevărat că atunci când vedem o scenă, că era o chestie care circula pe internet, un domn stătea pe o bancă și din spate din tufiș vine unul și trage o rangă în cap. Toată lumea râde. Că a fost surprins. Nu s-a aștepta. Ok. În Brăila s râde. Brăila de exemplu, vr. de unde vin eu. Da. Ești, ești, din Brăila? Da, da, da. Nu se vede nimic. Am încercat să schimb, să șterg nu, toate urmele. Nu dau seama cum ar trebui să arăți dacă vin din Brăila. Okay, mult mai rău. Când intru în cafenele, se uită la mine și spune, doriți niște apă? Și zic, domnule, așa, rău, arăt. E, e momentul în care cineva vrea să te ajute. Deci, care sunt limitele? Violența da, domestică? Violența domestică, peste care nu, cu care nu mi se pare că trebuie să glumim. Și pe vulgaritatea? Pe că, o, că o încurajăm. Vulgaritatea? Cuva. Vulgaritatea poate să fie. Din percepția fiecăruia diferită, cumva. Adică, e bine, dacă mi-arăți un om dezbrăcat, n-am să consider neapărat vulgar. Chiar și pe o scenă la ai umor. Dacă ce face el nu e vulgar. Da. Știi? Poate să fie îmbrăcat și să fie extrem de vulgar. Mai vulgar decât tu Nu. nu. Depinde. 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 Și vezi că am un nivel de toleranță și am avut un nivel de toleranță foarte. Adică, țineam la foarte multe chestii. Până când. A zis -aia cu Până doamna Monica, când nu? doamna Monica vă place și nu numai, aia, au fost multe chestii, ci mi s-au părut așa. Bă, stai, mă, că nu-i. Nu, dar trebuie să venim mă, de plăcere. Deci dar nu, venim aici să ne. Te-au acuzat capetele că ești ne... lipsită de umor? Doar câțiva oameni în comentarii pe YouTube. Atât. Da. Oamenii de acolo m-au înțeles și au fost alături de mine. Și au zis, da, ai dreptate. Trebuie să, trebuie să fii mai atenți. Lumea te admiră, ești acolo, ești o voce, nu, nu, nu. ai fost pe Himalaya, Nu ai avut nicio experiență spirituală. Dar nu mă admiră nimeni. Unde mă admiră nu, lumea? Nu te admiră lumea? Acolo? Nu te nu crede lumea. nimeni? Adică nu te ba da, despre urmează? ce oameni vorbești? Despre Acum, despre nu s-a depopulat România de când nu faci tu copii? Înțeleg că a scăzut natalitatea. Deja. Da, da. Scade... În sfârșit, am, am, am reușit băzut. să fac ceva în viața asta. Lumea face greșeli și mă așteptam să există un impact uh, de prezență interioară când ai ajuns pe munte și te-ai uitat la alea și te-ai privit viața și ai spus, sigur, trebuie să schimbe ceva. Am greșit acolo, trebuie să repar chestii. Nu. Nu. Cine zice altceva, probabil că a trăit un alt soi de experiență și a fost să fac altceva. Tu, dacă ești implicat într-o chestie extrem de fizică cum e asta, nu ai timp să te. Nu ai timp să faci nimic. Deci, asta e Tot Ce fac ea în filme este bullshit. Poate au alte experiențe, dar pentru genul ăsta de expediții sau cum le numești, urcări. Cred trebuie să ai o digestie bună ca să ai revelații spirituale, în primul rând, că dacă ești, constipat, dacă, ești constipat, dacă ești constipat, dacă ești constipat n-ai nicio revelație 100% adică o să, nu, dacă ești nu, da. să renunțăm la subiectul constipat, să... asta e lupta pe care o simți, simți că trebuie să rămâi pe picioare și că trebuie să ajungi în... din punctul A în punctul B că asta te-ai propus și că trebuie să te hrănești, chiar dacă nu-ți vine că trebuie să te odihnești chiar dacă nu-ți vine da. că trebuie să treci peste îngheț dezgheț și toate aceste probleme te gândești naturale te la, mă rog, accidente, moarte, uh, părinți, lucruri pe care trebuia să le faci. Genul ăsta de întrebări, ce am eu aici pentru tine? Deci pentru, pentru, pentru tabăra de bază? de bază, nu, 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 e, nu, nu este azi. atât de tehnică și nu frunți niciun ghețar și nu e atât de periculoasă. De la tabără în sus, în Bă, schimb, din după ce mergi muntele, și tu pe munte. Adică după... Mă scuzați, vă rog frumos! Păi da, nicio experiență, nimic. Mă scuzați. Să ajungi acolo, să spui, Doamne, am greșit. De să zicem că ajungi pe Himalaya da. pe Everest scuze. Da. Și ai revelația. Și zici, Cui, cui aș și cere iertare. Cred că real... Pentru ce? Pentru ce? Eu, de elia, vă rog frumos să mă iertați, pentru. Sunt curios. Iartă-mă, doamne, că. În clasa a patra? În clasa a patra am gândit de rău niște oameni care mergeau greu pe stradă și eu -am, și am, am avut niște ei, gânduri necurate vis-a-vis -vis de ei cum că i-aș împinge la o parte. Nu știu, că tot vorbeam despre asta. M-am întrebat da. dacă împing bătrâni sau dacă am avut tendința să fac asta. Și n-am făcut asta. Și nici n-am avut. Ce o să se înțeleagă din interviul ăsta? Că mănânc croasant cu lobodă, că, bătrânei pe că împing bătrânei pe stradă. Nu, atât. Că e special. posibil să fi fost croissant cu ciocolată, de fapt. Da. Nu era un croissant simplu. Da. <laughs> și că, în general, muntele constipă. Deci rămânem cu ceva. Hai că nu, sunt. Ceva, e ceva, e ceva. Concluzii ceva. E ceva, ceva e că n-am vorbit sunt. chiar în... Da, 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 da. Nu, da, aici asta cu... Nu, nici iertare. Nimic n-ai iert... sentiment uman, așa, adică mm. nu-ți pare rău? Foarte mulți oameni ar trebui să-și ceară să iertare de la tine. Acest, această ființă. Eu nu am deranjat pe nimeni în viața Cine? asta. Nu am zi, 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 de... zi nume. Hai că facem un N -n apel Nu știu. Public. Nu știu. Așa simt. mă victimizez acum că m-ai dus în zona asta și ai zis că o ardem pe terapie. Și că dacă... Adică a greșit lumea față de tine? Ai fost amărâtă? Nu. Păi da, femeia a încercat cu tine atunci. Ți-a plâns de milă. Da. Și nu știu de deci ce a făcut uita. asta. Poate asta m-a inspirat. Inspir milă? Nu. Pare că am probleme când te uiți la mine? Nu. Pare că sunt un om împlinit. Da, așa pare. Mm. Că par foarte mulțumită. Da. eu sunt mulțumită, adică n-am nimic. Da. Dar nici n-am fost crescut așa, nu știu, nici răsfățată, nici în... Ca toți. Nimic special. Chiar nimic. N-aș avea de ce să-mi cer și nu aș avea... Și cine ar trebui să-și ceară iertare de la tine? <sus> mă chinui. Dat. De ce? Nu știu. Cine ar trebui să-și ceară iertare de la mine? Am avut o educatoare la un moment dat care ne-a dat să mâncăm coși de mere. <laughs> În, Ce vârstă aveai? grădiniță. Și am întrebat-o de ce mănâncă ea merele, că ele mâncau merele și nu ne dau coș și am întrebat-o de ce ne aduceau cojile pe niște tăvi de aluminiu, râdeți că e bani. Și am întrebat de ce ne dați nouă cojile și dumneavoastră mâncați mărul. A fost singurul copil care a îndrăzit să întrebe asta. Că toată lumea observa observat că e ceva în dar nimeni n-a zis nimic. <laughs> Și educatoarea a zis că hmm, te-ai trezit tu, nu știi nimic, au cele mai multe vitamine cojile, da? Și a zis ok. <laughs> a fost fani. Ar putea să ceară scuze, doamna educatoare. Capșa. O chema. Doamna Capșa. Revenge. Da. Da, da, da. Bine, doamna Capșa, și mai e o, educa mai e o educatoare așa. care îți făcea controlul, voi, dacă ați fost la grădiniță. Ați luat vreun păduci. M-au dat afară de la grădiniță. Ați luat păduci la grădiniță? Da. -am, de... am dat păduci. Pentru că ai luat. Deci. <laughs> deci m-am dus. Eu mi aduceam făcut... special. venei vene, vene, cu colecții de. <laughs> Ca asemănătorul, <eram> așa. <laughs> Jesus. De da, seama nu, am? nu m-a controlat ca lumea și m-am dus acasă. Nu și-a dat seama că am păduc, m-am dus acasă. Mama mă controla extra de fiecare dată când veneam de la grădiniță Și mi-a zis să-i spui, idioatei, mâine când te duci, să-și pună ochelari că e chioară. Da? Că n-a văzut că are copilul păduchi. Și m-am dus și am zis, da, Doam doamna educatoare, mama a spus să vă puneți ochelari că sunteți idioată și că n-ați văzut că am păduc. Oh, spus? Da, Aveam asta. Adică ziceam exact cum auzeam așa, ziceam, n-aveam. Întrebam pe mama, întrebam pe mama, auzeam tot felul de discuții pe acasă, când eram mică și întrebam pe mama în locuri publice, de vremea lui Ceaușescu, dacă îl iubește pe Ceaușescu. Tare! Mami, tu îl iubești pe Ceaușescu? Și mama era, da, mami, toți îl iubim. Și era așa gen. Ce are asta? Da? Da. da. Păi și acasă să-mi ia pe gura și dar de ce nu mă lași să vorbesc? Și era așa un spectacol, că toată lumea era atentă și toată lumea era speriată și era... Aveam de-astea. Sau o dădeam de gol, că nu plătea bilet în autobuz, într o buz, și eram eu cu ea și mergea fără bilet, că eram amărâți. Și zicea, venea controlorul și spunea, a, biletele sunt la soț în spate și era foarte aglomerat și până la soț un an. Și eu eram de jos de acolo. Da? Și zicei mi că tati nu cu noi și eram ceva... De asta cred că zice că eram un copil nesferit. Posibil, da. E? Și te mai pocnea? Da. Da. Adică da, după, asta că -ai luat după asta ți-ai luat-o? Nu, cu... după astea nu, că eram mult prea mică. După astea nu, că eram mult prea mică și nu realizam ce se da. întâmplă și le făceam așa de nebună. Dar mai târziu, da. când uh, spuneam ceva și făceam altceva și mințeam sau când mințeam în legătură cu școala sau cu absențe nemotivate sau pileam de la ore, da, mi-o luam. Și când am rămas cu origentă la cor? La cor? Mhm. Mi-a lipit și guma în păr. Mi-a scos guma din gură și mi-a lipit un păr. Când cu guma? Da. De sire, de sila, sol de seclu, favila favilate, este tavi cum si vila. Tânșoara, ce aveți în gură? N-am nimic. Deschide gura. Am în păr. Corigență. Haideți, doamnă, nu mă lăsați la cor, că pe, pe, cuvânt, dar știu partitura dacă mă opuneți. Nu, 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 vii vară. Foarte interesant. Ai mai scos guma? Cu foarte ca. Da? Da. Ce a, a venit -a mama la școală? Sau? nu mi amintesc dacă episodul ăsta a fost dramatic. Cred că l-am rezolvat destul de repede cu colegii la toate și nu cred că am povestit acasă ce s-a întâmplat, pentru că cumva eram și eu, aveam o parte din vină. Da. E ceva care scoate, că bă, acum de bun, bine, ai și tu părțile tale bune. Da. Așa. Și mă gândesc că o fi ceva. Da. Știi? Că o fi ceva care din când în când te, te pune în mișcare și scoate. Adică ce, care e lucru care uh, te face să performezi? Sau care, care e persoana sau gândul care scoate ce e mai bun din tine? nu funcționez pe... N-am funcționat niciodată pe comparații sau pe uh, competiția asta. Te uite la Chirilă câte niciodată. Mă îngroapă. Deci dacă vrei să mă... Dacă vrei să mă motivezi așa, nu faci decât să mă îngrop și eu să Uite la Andra. Da, de punctul toate armele Și eu o să zic, da, toată lumea noapte? este grozavă, eu sunt varză ok, nu vreau să intru în asta, nu vreau să intru în competiție cu nimeni, mi-e frică, nu-mi place treaba asta și nu mă ajută, nu mă motivează. Când îmi descoper o chestie nouă, o pasiune nouă, o treabă nouă, devine aproape obsesivă și mă focusez foarte tare pe ea și asta mă motivează, că e o chestie care îmi place, că e o chestie pe care am descoperit-o eu, pe care nu mi-a uh, adus-o nimeni, știi, nu mi-a... Dar îți place să faci lucrurile singur, adică? Oarecum da, dar în general cam fac cu răzvan, adică tot ce legat de pasiuni cam e la comun. Adică și el a trebuit să aibă aceleași pasiuni. A, deci a ales să aibă aceleași pasiuni da. ca tine. Da, da. Nu, așa l-am așa -am cunoscut. Așa l-ai crescut. Da, așa, așa, era el, gata, format, adică nu i-am insuflat eu nimic, și nu i-am zis că trebuie să mergi pe munte că trebuie. I-a plăcut lui. Da, da, da. Și a dat seama că îi place. Da. Genul ăsta, da, da, da. Ce ce frumos e. Nu, e foarte cute. Da. E, că m-a întrebat, dar de ce vrei să mergem pe Everest? E că adică, vrei să știi că ai, e o chestie de orgoliu, de ego? de Așa sau vrei experiența asta? De ce? Andra și să n-au fost. <laughs> Zic e un pic din toate. Ce vrei să te minti? E un pic din toate. Ce e să n-am farmacie sau <laughs> unde? Da, da. Nu știu, uite. Da. E rău. E rău? E rău, e rău, e rău. După cum ai văzut, interviul ăsta, că podcast nu se poate numi, se numește Act de Siguranță. Că-ți mai aduci tu aminte, ți-am și o carte frumoasă scrisă de mine. Da, pe unde fi, E în casă. E aici? E aici. E cu noi. Că simt, vibrația. Este. Așa, și vreau asta întreb acum, văd și de partea serioasă, pe care am ratat-o în mod sistematic până acum. Așa, care e acută de siguranță? Adică l-ai întâlnit? E un simbol pe care îl știi? Cred că e cumva evident în de ce mă agăț și unde, unde sunt, de unde îmi trag eu, nu știu, entertainment pentru mine, pentru ce am eu nevoie, pentru că am nevoie de foarte multe lucruri și am fost obișnuită să, să trebuiască să livrez, să ofer, să fac mulți ani și eu am descoperit de când a apărut pandemia, în viețile noastre, da. că viața poate să fie și altfel. Adică? Adică cu un program, cu o rutină de om normal, cu, bă, nu știu, uitat la televizor, la anumite chestii, dar aceeași rutină în fiecare zi, știi, și fără parcurs kilometri în țară, turnee, plecat, nedormit nopți, mâncat din benzinărie Adică mi-am dat seama cum e să ai o viață așezată, frumoasă, liniștită. Fără trafic, fără nimic. Mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat în perioada aia ca liniște și ca, nu știu, că ne-am așezat așa, ne-am, nu știu, ne-am, parcă ne-am dat o palmă. Deci nu, nasol ce s-a întâmplat, vorbind de pandemie, dar eu da. vorbesc de faptul că am luat din, din toată treaba asta ce mi s-a dat și am primit-o și mi-a plăcut și încerc să o încerc să mai trag de ea în continuare cumva, încerc să-mi... am început să prin curaj, să-mi ofer mai mult timp, să facem mai multe lucruri pentru noi să, nu știu, să fiu un pic mai focusată pe ce-mi place să fac și să încerc să fac doar ce-mi place asta, e, asta este eu de siguranță să, să încerc în viață să fac cât mai mult din ce-mi place și să fac cât mai puține din ce nu-mi place să fac Tu oferi sau... Absorbi mai mult. Ofer foarte mult, sunt un agitator mic, mă agit foarte mult, agit în jurul meu, o, o, ofer și ceva foarte plăcut, că sunt plăcută să mă ai preajmă, sunt așa, o, o, chestie, așa o chestie foarte veselă pe care Îți o vezi. Îți place muntele, o să-ți placă, hai! <laughs> dar ard foarte mult, adică dau foarte mult și gol, te golești când, când de, de, de ai atâta energie, n-ai cum să rămâi, Na. e risipă. Da, și învăț Înțeleg. ușor, ușor să, să mai țin pentru mine și să nu mă mai împărăști. Am învățat să fac asta. Să țin energia pentru mine, că e importantă, mă ajută și, 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 sănătoasă să o țin, știi? Vorbești la telefon? Nu, absolut deloc. Nu-mi să la telefon. Nu-mi place să vorbesc la telefon, mi se pare ceva nenatural să mai vorbesc la telefon în ziua de azi. Eu vorbesc, dau maxim ce pot să. Dacă noi avem o discuție, îți dau niște voice A. dintre alea Sau îți scriu. Dar mai nou și să scriu, mi se pare că am. Se, mi se... pare greșit să sun pe cineva când, în loc să-i dai un mesaj, să-i spui că îți sun? Mă agit, mă sperie. Telefonul? Da, dacă E un sindrom, e ceva. Da telefonul e în momentul în care pui mâna pe telefon și suni, e clar că s-a întâmplat ceva. Nu suni, Știi Că nu a fost așa mereu. Știu. Dar nu suni uh, oamenii așa, hei, ce faci? Nu mai faci asta. Ai prieteni? Da, dar nu am foarte mulți prieteni. Că e mare spațiu aici. Da. În cap toți? Nu, în cap. E mult prea mare spațiu. Da. N-am, prieteni mulți. Îți mai faci? Mai făcut? Da, fac. Sunt super deschisă la asta. Îmi caut. Dar cum încă caut, caut prieteni care să fie... Cumva, dacă ne prietenii mai să-și facem chestii împreună. Și dacă tot facem chestii împreună, să facem Hai chestii. să mergem pe Himalaya. Uite... Ai pus punctul pe... I. Da, da mi-aș căuta prieteni cu care să mă duc în drumeții. Deși mă înțeleg foarte bine doar cu Răzvan, cu cât, e, cu cât, suntem doar noi doi, cu atât nu sunt probleme. Cu cât apar mai mulți oameni, cu atât sunt probleme și nu-mi place. Și ce ar trebui să facă un, un prieten? Ca să rămână lângă tine. Astăzi, așa cum ești tu. Nu răspunzi la telefon, nu vrei să sun? nu vrei să fi sunată. -oleu. Păi da, e. Mi se pare complicat. Nasol. De ce? Pentru că, practic, nu ofer ocazia prietenilor să se lege cumva. Din Poate, ce, am, da, din adică ce am spus ești eu până acum. Foarte retrasă. Cum e? Ar, ar, ar trebui să-mi să zic o vorbă bună și să-mi dă un sfat util dacă îl, cer și eu să-i spun o vorbă bună și să-i dau un sfat util dacă mi-l cere. Dar în rest, nu e nevoie să vorbim de mult. Și în rest să mergem pe munte și să facem chestii împreună. Da? Da. Hai să mergem la alergat, okay. hai să facem activități, hai să mergem la cățărat, hai să mergem la Edenland să facem traseele alea. Prin copaci? Da. Hai să facem chestii împreună. Hai că mai pe activitate. Ah, bun. Și hop, când e o problemă, o povestim, o dezbatem. Dar să fie prieteni de activități. Vei să prietenul meu de activități? De joacă, da. Mergem A? pe să ne jucăm? Să scuipăm de sus, așa, să ne uităm. <laughs> Făceam asta, dar nu scuipam, aruncam cu pulci cu apă. În sfârșit. Și cartofi. Uh, cartofii se țineau în balcon în Berceni, pentru că era locul mai rece și aruncai cu cartofi întrecători. Sau oamenii care se tău la coadă la lapte sau la ce Te-ai gândit acum pe scenă cum ar fi să ai un aruncător de cartofi? <laughs> o catapultă. știu eu chiar aveam un plan așa, când mergeam, când stăteam în trafic și mă uitam la ce se întâmplă și dacă cineva făcea ceva greșit, până că ar trebui să fie un sistem universal de supraveghere cu niște curente electric sau pur și electrocutare la distanță, știi? Și dacă cineva greșește, sistemul ăsta să sesizeze eroarea un și să facă zs, z, z, un să și, și să-i Și dacă nu merge și nu înțelege că greșește, atunci intervine catapulta cu rahat care este un sistem al mașinii, pentru că atunci aveam mașini inteligente și dacă tu ca om nu mai puteai face nimic nici cu ajutorul sistemului, că, na, nu putea să l prăjească pe atunci apărea, ieșea frumos din portbagaj sistemul de catapultă cu rahat și sistemul de catapultă cu rahat intervenea și acoperea uh, mașina omului, nu știu dacă se pare un sistem... Mi se pare un sistem bun, și aș vrea, Adică, vizualizam ce îmi spuneai. Adică, -adică, adică cel puțin e spectaculos. Ca, și la un momentul un de reflexie care da. urmează, când vezi că totul în jurul tău e. <laughs> când ești prins în. Netot... Și te gândești la ce faci, nu? Nu sar de la una la alta, dar? absolut deloc. Da? Dar tu, tu cum stai cu mesajele de hate Că am înțeles că am înțeles. Că intri și răspunzi oamenilor, mai ai dintre astea, stai și te uiți prin comentarii. Ah, da, 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 faci asta, plăcere. Că și eu fac asta, da. n-am trecut de etapa aia. De ce facem asta? De ce? Adică sunt oameni care se protejează și sunt oameni care se implică da. și răspund și da. bă, intră în jocul da, Mi se pare normal să te protejezi, eu nu sunt ironic față de tine, adică te înțeleg, ești la un nivel la care altfel nu cred că poți păi să rezist. eu nu mă protejez, asta spun, că nu mă păi de protejez. de ce? Adică de ce te le răspunzi? Da. Mie mi se pare amuzant câteodată și, și. Și... Cred, și. cred că e că faci să nu se simtă singuri. Că eu, eu cred că ăsta e un sindrom de singurătate. Să intri și să scriu o porcărie. Hai, scriu că oricum nu răspunde. Bam! Și dacă îți răspund. Da. Vai, mi-a răspuns. Da. Uite ce drăguț e. Da, 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 de fapt. Eu l-am înjurat și el mi-a răspuns. Ce drăguț ce e. <laughs> Murții, mur Imediat. După aia, știți? Nu să răspund el? E de știi ce? Cât un e Mi se pare <gânt> amazing <gânt> cum <e> răspuns, se... mi <gânt> al de Dobitoc. Mi se pare amazing cum se inflamează oamenii de la nimic. Ieri am avut o... Ieri am avut o căciuliță cu... Uh, o căciuliță mof croșetată, un fel de cagulă cu cornițe. Da, foarte e, frumos. E acolo, pe da, da. Ia, vrei să so o uh, so vedem. Și uh, a luat-o lumea razna, am, am, pus un reels cu piesa pe care o lansasem când, când am cântat îmbrăcat așa. Și a luat o lumea razna de la chestia asta. A, că ești o satanistă? Da, look how cute. Uite cât de drăguță este. e croșetată de o maicuță tibetană, nu? Ești, nu mai știu unde am luat-o. Dar da, sună bine ce zici. Da. Cum da. să zici că așa arată satana? Sau... Și cum să te gândești că dacă așa ar arăta satana, ar fi un personaj rău? adică, în ce lume ar fi un Știi? Eu nu cred. Păi, așa toți copiii. Aveau căciul din alea de cosmonaut, erau îngrozitoare. Ai prins? Am prins alea. Da, cu tot cu muci. Deci, pe. Da, și ți îngheța fularul. Da, și înghețau și muci, da. Era groaznic. Și te la nas. toți aveam nasul distrus de la muci. Și ger. Da, era drăguț. Da, mi se pare că oamenii sunt foarte supărați acasă. oamenii sunt triști, oamenii sunt supărați, oamenii își pun singuri. Oamenii au foarte multe frici. Îmi dau seama din comentariile pe care le văd că oamenii au foarte multe frici. Și tu ai? O avea și o dar nu atât de multe. Nu știu, n-am care... Adică de satană nu-mi e frică și nici da. nu-l cred. Eram pe Everest, ne uitam în jos. Scuipa aseram, arunca cu cartofi deja. că E mișto să cari niște cartofi și să-i arunci de pe Everest. Deci am ce senzație. Pungi cu apă. În gheață până jos. Dar Da, e în alpiniști. <laughs> Rataților. Ce mesaj ei transmite cuiva drag care nu mai e? Mm. Din fericire, n-am nicio persoană dragă. E incredibil. Care nu mai e. <laughs> a <laughs> stricat momentul sensibil. <laughs> nu, mă așteptam să se întâmple asta, adică... trebuie să rămânem așa <laughs> într-o zonă în care nu e nimic. <laughs> Acum nici nu e, e ce vrei, am fost... sunt, sunt fericită, adică să ne bucurăm pentru asta. Nu mi s-a da. întâmplat... o să se întâmple la Michael un moment dat, Jackson. inevitabil. Cum? Michael Jackson? Da. <laughs> deci nu am toți oamenii dragi sunt în viață, chiar și ai enervanți, adică nu toată lumea e în viață. N-am murit nimeni pe care nu cunosc pe nimeni să fi murit. Nu cred că moartea e reală. Mi-e da. Nu, mi s-a părut mult timp că moartea da. Ce vezi în filme? Adică, raportând tot timpul. Ce vezi în filme? Că adică oamenii mor cel mai des în filme, nu în jurul tău. Eu cel puțin așa am trăit. Adică, oamenii mureau cel mai des în filme. Da. În, nu știu. La televizor. Mi s-a părut tot timpul că moartea e o chestie care nu o să se întâmple, până la un punct. Am avut senzația că e. N-are. Aia, că nu. Dar n-are. Uite ce frumos e ce. Acum bate mingea, acum să murim. Nu oare mă nimeni ce aveți? Nu, dumă dacă vrei ceva sensibil de la mine trebuie să o iei parte cărăși, nu știu pe unde să te duci Da, există? Da, sunt foarte... Plâng la reclame Măi, de... nu râde că plâng la reclame La ce reclamă ai plâns? Am plâns ultima dată la reclama cu fluturele Fluturele? Da, ce e asta, un fluture, de câte ori să-ți mai explic cu bătrânul care avea Alzheimer Am plâns ultima dată când am văzut doi turiști în vârstă uh, În... Unde erau? Nu mai știu unde erau, undeva. Doi turiști în vârstă, un el și o ea, el care avea grijă de ea și te de dea să mănânce cu o linguriță dintr-o prăjitură, efectiv, uh, nu pentru că doar avea grijă, ci pentru că doar așa putea să mănânce, aparent avea suferea de ceva și am început să boceți la masă și mi-era rușine că nu știam cum să mai stau, că aveam senzația că mă văd oamenii și că o să, știi, senzația aia de, hei... Nu știu de ce nu se vede că sunt, dar nici nu aș vrea să se vadă că sunt un om foarte sensibil sau foarte vulnerabil. Deși sunt extrem de vulnerabil. A foarte multe chestii. Sunt mult mai vulnerabile decât par. Stăile mă fac să plâng. Plâng... Plângi... Și dacă muzica e tristă, poți să plângi. Eu mă feresc să ascult un anumit tip de playlist. Eu știu care sunt piesele la care plâng. Dar la ce Eu știu ce plângi? să nu ascult ca păi să nu plângi. Dă un exemplu și spune de ce plângi Jeff Buckley, Lover You Should Come Over Cred că se numește piesa Și la păi piesa și aia plâng O folosesc chiar când trebuie să plâng în videoclipuri Pun piesa aia și plâng Dar de ce plângi? Dar dracu știi de ce plâng Abar n-am de ce plâng Că e vreun vers care te emoționează o situație aduce Nu, de ceva? că nu e ceva fix Nu e ceva pe care să pui degetul Plâng pentru că mi-am amintit asta Și nu Toată treaba aia creează mine un, un, soi de ceva care vrea să iasă la suprafață și mie îmi dau lacrimi și îmi, se întâmplă ceva. Plâng și la mormântări. Dacă păi zicea merg. că n-a murit nimeni. Am fost la o mormântare, mi-am aminte. Mi-am <laughs> da, să aminte că am fost la o mormântare. Da, pe spun că la o persoană pe care nu o cunoști. Ba da, o cunoște. Da, da, da. Dar nu eram atât -ai de... N-ai fost invitată. Te-a dus de plăcere. Genul ăsta de umor mm. e deplasat? Nu. 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 e simpatic. E foarte simpatic genul ăsta de umor. Dacă ar avea toți oamenii genul ăsta de umor, ar fi foarte frumoasă lumea în care am trăit. Ai trimis vreodată coroane, chestii din asta? Mm, mi se pare ce mai. Cum alegi florile, asta Ui, e. Uh, doamne, mi se pare ceva Da, numai coroană cum sună. Coroană. E ceva rău. Nu, n-am trimis. N-am trimis nimănui coroană. Deci ai fost la o singură... Am fost la o mormântare la care n-a trebuit să trimit coroana pentru că am fost la mormântare. Ah. Dacă mergi la mormântare, nu mai trimiți coroana. Păi poți să o duci. Ai făcut economie. Te, te, te duci la mormântări cu coroana? Păi da, normal, duci flori, duci ceva. Ah. Când te duci la mormântare, te duci cu de o ca și cum te duci în vizită, e același lucru. Mai cu... Da, te duci. Trebuie să Deci, te eu la mormântarea la care am fost... Nu venise și... nimeni cu coroane? Nu era nimeni cu nicio coroană. Erau niște coroane, cred. Dar erau de la ei. Dar erau de acolo. Nu erau de acolo. Toți. <laughs> Jesus. <laughs> Nu am văzut pe nimeni să vină cu nicio coroană. Cu niciun braț de Tu Îți dai seama ce au zis ea? Uite, a venit, n-a adus o coroană. Și acum vorbesc despre tine. În schimb, am văzut oameni care vin cu sticle de vin. Și le duc pe undeva în spate și se strâng pe niște mese, niște fursecuri. Am văzut asta. Fursecuri, sticle și de ție vin. Și nu s-au dat. M-am dus și eu și am luat. M-am dus și eu și am luat. Hmm. -am dus și le-am gustat. Pe aia sunt cei care se bucură. Era erau un grup de prieteni. A, a, o, Foști prieteni. Da. Doamne! Doamne! Ați, trimis coroane? Da, da. Toți? Da, ați da. trimis coroane la apucat. Cu siguranță o să trimit. Că așa se face, nu? Da. Te-ai gândit cum e? Ea... Din asta coro? a fost în mormântare? Dar să vezi la incinerare cum e? Am fost la incinerare acum câteva zile. Areți foarte bine. <laughs> Dar arăți bine. Arăți foarte bine, nu? După ce am coborât din uh, Basecamp, ne-am dus în Kathmandu. Și am avut un, alt, un șoc cultural de data asta și... Ce noroc, ați prins o incinerare. Mai multe. <laughs> Era mai multe. Era un festival. A fost o experiență foarte interesantă. În jurul meu erau foarte multe maimuțe care se agitau și erau niște maimuțe de care mie mi-a fost foarte frică. Vorbește frumos! <laughs> Hei, nu! Deci no, no, în jurul no, no, meu erau dit... foarte multe maimuțe da. babuini, da. cred că erau, babuini și maim, maimuțe, și proștă, muțe, ne spunea a fost maimuțe foarte mari și foarte periculoase cu niște colți foarte mari și purtătoare de virus. Te rog frumos să te potolești! Că eu mi-am luat panică. Eram înconjurată de sute de maimuțe și sute de câini care se luptau pe teritorii deja ăștia, alfa, alfa câini se luptau cu alfa maimuțe și da. se și între timp se întâmpla asta, cu incinerarea în timp ce se băteau animalele, oamenii își vedeau de treabă, da. unii vizitau temple adică erau foarte multe lucruri care se întâmplau, întâmplau în același timp, noi toate, ciudate pe care nu le-am mai trăit și mi s-a părut șocant. Posibil să fi fost un fel de acțiune de ecologizare, știi cum se ar la noi cauciucuri, resturi și acolo. Dar întrebarea este asta, știi, la incinerare te duci sau nu cu flori? Te duci cu fân, cu paie. Cu lemne? Da. Duci un braț de lemne? Da. Nu, paie. fân se pune? Se pune că se amestecă Să se face un cu... amestec de uh, uh, plante, de. de peleți. Un peleți. Un soi peleți. de ai, ai, ai doamne. doamne. Că să. Ai văzut vreodată treaba asta? Nu. Ai fost în India? Nu, nu, nu. Ei sunt curioasă, adică, aș, aș vrea să te văd pe tine, văzând chestia asta live în fața ta, să văd cum, cum ești și cum te raportezi la... Plus microbii care colcă e pe băbuini. Plus in, faptul că tu inspiri, că la asta mă gândeam, în momentul în care stăteam și mă uitam și eram blocată, înseamnă că îl inspir pe Domnul. Da. Care... Dar nu e la fel ca la un grătar sau la... Dar mi-am mi dat seama că asta e cultura și că poate la fel de ciudat e pentru ei să vadă un om uh, uh, îngropat în pământ, știi? Cum ni se pare nouă, ciudată. E o chestie... Adică gătit la groapă, cum facem noi oaia. Gătit la groapă. G dar tu ce crezi că se întâmplă după ce mori? Cred că nimic. Și eu cred. On-off. Mm -hmm. Ca la întrerupător. De asta nu mai aș pune mari speranțe. Mm? Și mă rog, din fericire nici nu te enervezi. Când vezi că na, stai și tu acolo cu așteptări și vine cineva și nu-ți aduce nici măcar o coroană. Și acum o să ai albumul nou care se numește Flex da. și care a apărut și pe vinil. În sfârșit. Da, măi! De ce? Și vinil, ce drăguț! Da. Și ce faci pe albumul ăsta? Adică de ce e important el? Orice album e important, pentru că în ultima perioadă oamenii au tendința să nu mai lanseze albumuri și nu ar trebui descurajată treaba asta. Știi, ți se pare că e așa, lansezi un album, nu se mai întâmplă mare lucru, nu mai, sunt, nu mai e cum era. La asta ai plâns? Am plâns la o piesă pe care am scris-o care se numește Nu pot și care e un cântec destul de deprimant, un pic, despre cum... Cât de mult nu pot eu să mă iubesc pe mine despre asta e. Pe păi este... și nu te iubești? În momentul în care am scris cântecul mi-am imaginat că nu mă iubesc, probabil. Nu-mi dau seama cât de mult mă iubesc, cât de mult nu mă iubesc, nu vreau să intru în treaba asta, dar m-am crezut, știi, când am scris. Am avut o, o parte foarte interesantă în uh, interviul cu Tudor Chirila. mi am mărturisit, am vorbit despre duhovnici și uh, m-am descoperit că am avut și același duhovnic pe, când, pe lângă faptul că suntem din Brăila, mândoi. Și duhovnicul lui a zis uh, S-ar putea să ți se întâmple nenorocirea Să nu iubești niciodată Să nu primești darul ăsta Și uh, cu adevărat ăla este un lucru rău Care ți se poate întâmpla Lipsa asta Acest gol imens știi, Care te, te, te populează Și care nu se desparte de tine niciodată Te gândi la asta? Dar, cred că dacă nu știi și cineva nu te nu-ți nu atrage atenția dacă tu nu știi și trăiești așa nu cred că vei fi afectat foarte tare poate că așa vei pare. simți Eu că îți așa... că lipsește ceva dar nu vei ști exact ce și vei căuta întotdeauna ceva da. dar vei fi așa în jurul, știi te, te vei învăța într-un cerc cred că dacă nu știi chestia asta și nu stai foarte mult să te analizezi ești mai bine cu tine E un sunet preferat pentru tine? Există e, un sunet perfect? Mie îmi place când sunt acasă da. să aud pe cineva în bucătărie care face ceva. Pe mine sunetul ăsta mă, mă trimite undeva și mă liniștește și e ca o plapmă caldă pe care o trag peste mine. Unde trimite? A, Mă trimite, nu știu, într-un confort foarte plăcut, într-o zonă de familie. Păniți, da, da? Da. Îmi place să aud pe cineva în bucătărie că face ceva. Se aude un vas, se aude ceva, se aude cineva care gătește ceva. Simt cald aici, nu știu, e o chestie, știi? Iar la nivel de sunete pe care îmi place să le ascult când stau și mă relaxez, ascult mai mult chestii ambientale și mai puțină muzică. Pentru că mă, m muzica te ia cu ea și trebuie să o digeri. Da. Să o asculți. Și te implică foarte mult. Eu nu pot să ascult neimplicat, pentru că dacă ascult neimplicat, mă deranjează. Urăsc să urc într-un Uber și să fie muzică fără să vreau să ascult muzică sau să fiu într-un mall și să fie muzică fără să-mi doresc să ascult muzică. Nu de-aia mă duc în mall. Da. Mi se pare că a. muzica trebuie ascultată doar dacă vrei. Și mi se pare că noi nu ne dăm seama de treaba asta, dar ni se bagă cumva, adică a devenit ceva pe un fundal. E acolo. E mecanic. Și n-ar trebui să fie. Mi se pare că e extrem de... Tot timpul. de, de, de... e multă mâncare peste tot. Și da, nu e bună de da, 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 hai să e... poți să alegi să nu mănânci. Poți să fie mâncare și să alegi să nu mănânci. Și atunci nu te deranjează de tare vizual. În schimb, cu urechile, nu ai ce să faci. Trebuie să ți le astupi. Crezi că o să ajungi vreodată să spui pe vremea mea era mai bine? Nu, pentru că mi se pare că vremea mea e de fiecare dată. De când mă știu. Te să crezi așa? Nu mă, dar așa a fost. Adică, da. și când eu aveam 3 ani, era pe vremea mea. Uh -huh. Și când aveam 5, era pe vremea mea. Da. Și când am avut 20, era pe vremea mea. Și acum mi se pare că e tot pe vremea mea, nu e pe vremea altora. Și la 60 o să fie tot pe vremea mea. Da, da, a fost. În vremea mea bună, era nu știu cum. Nu, mie nu mi-a plăcut viața pe care am avut-o la 20 de ani. Mi s-a părut inutilă, stupidă, degeaba. Nu făceam nimic interesant, absolut nimic interesant și nimic din ceea ce îmi plăcea să fac, de fapt, dar nu știam că îmi place la 20 de ani, eram tâmpă. Întotdeauna cred că a fost cel mai important prezentul, în fiecare etapă a vieții. Și că am și organizat interviul ăsta. trecut, prezent și. Uh -huh. Ce-ar fi dacă? Uh -huh. dacă Ce-ar ce -ar fi fost dacă n-ai fi cântat? Mi-ar fi, mi fi plăcut să fac fotografie, mi-ar fi plăcut să fac video. Mi-a plăcut să montez foarte mult. Mi-a plăcut să... Uh, deci tot ce ține de imagine, visual și așa, avem vreo concluzie? Nu. Crezi că trebuie să noi. mă apuc de terapie? Acum. Crezi că am lucruri ascunse sub... Am scheleți în dulap? Am lucruri supreși? Am lucruri de care mă oferesc? Crezi că sunt un om trist? Nu cred că ești un om trist. Cred că ai nevoie să vorbești. Mm. Și Cred că e destul de complicat să vorbești, în general, uh -huh. Și de asta trebuie să găsești un om care să-ți facă plăcere să vorbești. Și în care să ai încredere. Asta nu mai, da. nu mai zic. Da. Și care să fie și pe nivelul tău de, uh, de comunicare. Și cred că ar trebui să simte și el bine cu tine. Da. În când în când. Că eu simt. Da. Nu știu dacă e de... neapărat de biciuire. Dar nu cred că prietenii pot să facă asta, mereu. Adică, cred că niciodată de, de altfel. Da. Nu cred că prietenii pot să facă ce face un terapeut bun cu tine. Și când mă duc, la terapeut, mă duc la terapeut cu o problemă sau mă duc efectiv ca să stăm de vorbă, că eu asta nu înțeleg. Eu dacă n-am ceva pe suflet azi, acum, și mă duc la terapie, mă duc la terapie, hei! Păi pe dacă n-ai nimic pe suflet, nu te duci. Niște, da. vezi, noi acum avem o discuție așezată și serioasă și matură. Da, nu. Foarte... Și asta ar trebui să ne înspăimântă, nu? Pentru da. Că <laughs> asta înseamnă că în bătrânim. Ai vrut să fii un anumit animal când erai mic? Te confundai cu un animal, adică dacă erai totem. Cred că am trecut prin toate. Am ce, trecut prin Ce-ți-a făcut. Ce acum mă regăsesc în ceva foarte răsfoțat și foarte drăgălaș. Gen Red Panda, Urs Panda. A, de asta, pe care de dispariție, da. Ălea mai special și mai drăguțe, știi? Sau ceva foarte wild și foarte înțelept și singuratic și, nu știu, un, un, un lup, un tigru, un. Și în ultima perioadă îmi plac foarte mult uh, corbii mm. și mi-ar plăcea să fiu uh, un corb. Știi că ăsta face legătura în poveștile vechi, mm. poveștile românești, mm. face legătura între lumi. El transportă și apa vie acolo unde e cazul. El e mesagerul. Okay. Deci e ok corbul, da. e bun. Mi se pare, mi se pare și foarte înțelept și foarte smart. Mm. foarte deștepte. Și e pe cașcaval, cum îți plăcea ție în cortul Doamnelor și domnilor, m-a făcut plăcere. Atâta s-a putut. Da. S -S -s Sper că v-a făcut plăcere și am fost destul de. Asta trebuia să o spun eu. Că e nu, intervi, zic da? și eu, ce, ca să zic și eu ceva. Da. Să nu, să nu tac. Da, e mai bine, mai bine să am om care să-mi termine interviurile. <rătări> <rătări> Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. A fost o plăcere. Sunt simpatică? Da. Da, da. Da. Și, și, și reuși, Cred că de bine și, de rău, da. Și, am, reușit să ne înțelegem da. pe urmă. ești foarte cald, așa și. Poți să faci terapie cu mine, dacă Da. A, -mi am... Sunt plăcut, să știi, m-a lăudat și fost un meu terapeut pe mine, m-a dat o... afară de la terapie. Nu ai o energie, ai o aură foarte mișto. Nu mai râde. Să știu, m-a dat afară de la terapie. Pleacă de aici, da, nu te mai Subconștientul tău, marș de aici cu subconștientul. Da. Am pus subconștientul pe masă, s-a înfiorat ăla. Așa rău? Da, da, da. Așa încă. Au masa. Da. Am bătut cu subconștient în masă. Cred că ai niște povești foarte interesante de viață. Da. Mm. Bine. mai pot să spun, <laughs> să știi. Vrei să ne împrietenim? Uite, ca să vrei spune. să ne împrietenim? Da, că aș vrea să aud chestii și oficial, nu o să avem timp astăzi. Oficial vreau să, vrei să fii prietena mea da. și eu vreau să fiu prietena Că vreau să fim prieteni să ne mai vedem. Și ți-am vreau prietenia. Să, și eu ți-am dat-o. Ca pe vremuri. Așa. O să scriu și în oracol Da. Dacă vrei. Și să ne vedem, să mâncăm chestii. Așa. să povestesc niște, vrei. să povestești niște lucruri. Da. Să mai îmi spui niște uh, inside-uri, că nu mi-ai cunoscut oameni și mie plac bârfele. Bine, așa. Îți place, chiar care e despre tine? Da, da, da. Am da, bărfez. da, da, eu distrug, nu, nu pot să bărfesc. Nu, nu pot să mă arțesc. Ador. În fiară, da. Ador. Adică nu în sensul rău, adică nu și nu cu Dar tu ai ce au, așa, îmi place adică cu, cu, Ce putea să spui rău deja despre da. ei? Îmi place să iau și la, la, tocat, la mor. Stai da. mor. Da, cineva trebuie să spună adevărul despre oamenii ăștia. O bârfă despre mine? Da, um, care te enervează. Care mă enervează pe mine e în, că în sistemul ăsta de astăzi și în lumea în care trăim, dacă ești un om foarte energic și foarte extrovertit uh, și foarte ok cu el, pare că, uh, nu știu, ești uh, consumator de substanțe interzise. Nu-mi place chestia asta, urăsc treaba asta, când, când, văd, mai văd comentarii sau mai văd că mă întreabă lumea, dar ce a luat asta, ia uite cum e, ce a luat mă, dar care e secretul tău, dar ce fumezi, Da, ce bei, Da, ce... Și sunt da, dar e trist că mă întreb chestia asta, că mi se pare că trăiești într-o lume tristă dacă realitatea ta, în realitatea ta ai nevoie de lucruri ca să fii așa? That's sad, e trist pentru tine, pentru mine e normalitate și e viața mea, adică n-am... Așa sunt. Da, asta sunt fără nimic. Nu știu cum aș fi cu ceva vreodată. Da, și asta, și asta, asta poate e, asta cât e pot care eu. mă enervează. Asta poate cât pot eu, eu nu pot cât poate ea, deci ea sigur ea ceva. Da, da. e simplu. Da. Altă bârfă drăguță. Hmm. Sunt în uh, masonerie și în Iluminati și am semnat pact și mi-am vândut sufletul. Bă, dacă te-au primit, mie mi se pare ok. Dar bine te-au primit pentru că e scump. Are soțul bani da? să plătească acolo da, taxa. Da, nu oricine intră. Da. Ma. Uite, ca să spun despre ce vorbim la prima noastră ședință. Da. Am să spun că într-o perioadă eu am. Uh, colecționat ochi de sticlă. Ok. Și aveam foarte mulți ochi de sticlă. Eram și în concurență cu un prieten, dar nu știam avea... nici el de mine. Da, cumpăram ochi de sticlă amândoi, dar nu știam unul de altul. Și era, era o magazină de tehnică medicală. ok? Acolo se găseau ochi de sticlă, pantofi din ăștia ortopedici cum ai tu. Bine, okay. doar că unul era mai înălătos de okay. bicei okay. <laughs> okay. Da. și foloseam când eram hipiot prin Bamă, prin 2 Mai, și când stăteam pe plajă și mai consumam alcool cu băieții mm? și veneau copilași drăguți care făceau gălăgie și ne enervau. Eu aveam tot timpul un ochi, doi de sticlă la mine. Întorce orice eventualitate și îmi puneam așa un nou de sticlă și îmi uitau la ei așa și fugeau, să sperau, extraordinar era, foarte bun, da, da, un dobitor, îți am zis. La mine cea mai extremă chestie pe care mm. am făcut a fost să asist la două sarcini, două sarcini, două nașteri. Da? două <laughs> sarcini, am asistat la două cezariene. Ha. Eu am Ai asistat... fost asistat... la vreo cezariană? Uh, am fost invitat, dar uh, nu. <laughs> e amazing e, Și este, bă, este wow ia să mă uit eu este, în... trebuie să treci asta pe ia să văd. bucket list cezariene, te... ia să văd unde se țin deci trebuie să stai la o cezariană că vezi, vezi multe lucruri da Da. E... Da, sunt convins că vezi, da <laughs> experiența foarte puternică <laughs> <laughs> doamne, doamne, doamne da, e bine suntem bine a, să răspund, da. Care a fost am, cea mai extremă chestie pe care ai făcut-o? Am asistat la uh, o operație de colică la un cal și am ținut intestinul în mâini. Știi? Că îi fac colică, în sensul că li se. Întorc? Da, li se răsucește intestinul, nu prea se știe de ce, se blochează tubul digestiv, adică. Da. Și se taie. Da, de ce? Bucata era acolo? Se, se colmatează ca țevile de scurgere. De rămâne ce, mâncărică. De ce erai acolo? În, în, păi, de ce erai? Calul meu. A, era calul tău? Da. A. Ah! Da. Wow. Și, da, a avut această problemă. Dar el mai trecuse printr-o operație în aceea zi. Și fiind semine bun, nu, nu, nu adormea. Și se comporta ciudat. Și s-a stresat și a făcut colică. Și atunci a trebuit să mai fie anesteziat în odată. Da? și operat și de colică. Și s-a trezit și din aia. Și am plimbat toată noaptea ca să liniște, să nu mai dea din piciorul operat. Dar înainte de chestia asta, i-am ținut intestinul în mâini, a venit doctorul, haț, hați? Mai, mai e calul? Ne cunoaștem încă, da. E bătrânare. Da. C călărești? Am... Da, am încălecat, da, da. Vorbește da. serios? Nu, calul? vorbesc foarte serios. Are da. Cal? Da. Da. Și am ținut frumos ăla, am crezut că o să leșin. N-am făcut asta. Așa am atât. fost și eu Dar la Dar după am simțit foarte bine. Da. Am zis cam... și în operație da, 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 da. Așa am fost și eu. Da. Așa m-am simțit. Cezariana e altceva. Acolo mi de plăce. Scuze. Doamne! <laughs> ne vedem la terapie. Doamne. Ne vedem la terapie. A fost o reală plăcere. Îmi place. Da. mulțumesc. Îmi place ce facem. Viz Gata, ok. Și nu uita să știi apropo de ăștia că Dumnezeu are mare grijă. Există un Dumnezeu acolo sus. Și întotdeauna când Dumnezeu îți dă un picior mai scurt, îți dă și un picior mai lung. Ce zodie ești? Leu. Leu, dar de când am intrat pe ascendent... Ce ascendent ai? Scorpion. Ma, nu cred. Vărsător cu ascendent în Scorpion. Și am intrat și eu în ascendent. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Deci, ma mama, 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 M-a terminat. M-a pus jos. Mine. Dar mie îmi place ascendentul ăsta. <laughs> mie îmi place Scorpionul. <laughs> îmi place ascendentul. E foarte puternic. E, e foarte puternic. E nebun. în nenorocire, da? Păi da, din Rodos, Asta a fost. <laughs> nu, dar pe boemia unui vărsător vine foarte bine un da. ascendent de scorpion. Da. La un leu... Dacă te mușcam acum, da. La un leu care oricum e mai bossy și da. mai uh, alfa. Tu știi câte probleme am? Dar despre aceste probleme, zic eu, să vorbim într-un episod următor. Într-un în următor siguranță. sau într-un... Într da. da, mergem să discutăm.